Tu vrei să jucăm mai de pe live? Da. Salutare lume și bine v-am regăsit cu un nou live pe canal. Am făcut o pauză de 2-3 zile că am fost prea obosit cu munca și cu chestiile astea. Am început prima oară și cu oameni. Mai târziu poate și când ceva horror. Vedem cum funcționează treaba. N-are rost să ne rungem la vorbă, să vedem și că sunt pe oameni de în seara asta. Întrebă. Bună. Săruna. Ce faci? Să Let please go. Na, ce vrei să spun? Na, ce vrei să spun? Să trăiești. Te trăiești, nașule. Să trăiești, nașule. Bine. Ce faci, mă? Finule. Ce faci, mă? Finule. E soarta? Ești cumva vlogger? Nu. E bine. Acum am Nu venit la vreau să muncă. dăm de ei. La muncă. Ce? Acum am venit la muncă. Cum am venit la muncă? Unde lucrezi tu? Bucătar, în Bucătar. Germania. În Germania. La este în Germania. Faci Da. prăjituri? Nu, fac mâncare Da. asiatică. Mâncare? Mâncare chinezească. Mâncare chinezească. Și comand și mâncare. Ai întrebat dacă suntem frați, nu? Da. Da. Da, suntem frați. Am mă gândeam că sunteți Am îi împreună. spune că suntem împreună. Nu, pierdeam șansele dacă Pierdeam erați șansele împreună. dacă erați împreună. Păi nu, că el are 14 ani și eu 17 ani. Și dacă n-am fi frați, n-aș fi fost cu el. Și tot nu-i bine că eu am Și tot nu-i bine 20 că am și tu ești 20 minore. și tu ești minore. Pe peste 3 nu fac 18. Peste 3 luni ești bună Peste și 3 acum. luni ești bună și acum. Am putut să zic Am treaba putut asta să așa zic are și treaba asta, sens. așa are și sens. Ena. Ai Instagram sau ceva? Ai Instagram sau ceva? Da. Și cum te găsesc? Dar nu-l Cum te dau. găsesc? Aoleu. Am prieten. Ești... Hai că da. Să pe live nu se vede. Păsul Nu șvuie. m-ați întâlnit. Mane, când ești cam aia? Vechiți. Ești tu! Hai, nici tu! Păsul șvuie? Hai. Vechiți. Fii al păsul? Vei alt bes ești? Fii al păsul? Ai pe leși? Îți fanțești? Undo? Ich bin 19. 19? 19? 19. Du siehst aus wie so ein richtig Türke Pedo, Mann. Nein, ich bin eine Männer. Ich bin eine Männer. Hm? Geh mal zu Hause. Mi-am dat din nemți, știi ce. Vedeți că e dezactivat VPN. Nu, 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 stai, 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 că... Da, stai, stai. Ba, Ba. nemți, ce pula mea. Da, s-a lăsus. Merg, bă, că dacă... Ba, nu, așa, mamă, rămân. E dezactivat, e Uite, bă, dezactivat. că eu n-am pornit asta cum zice. N-am pus ăla. Paca mea, aș mi-a pierdut șurubul ăla, s-a părut fa. Uite aici, ăștia sunt teroriști. Uite, din Oman, pule. E teroristă care de cea pe gură, că gule. Terorist. Jur, bă, Cața dar e pula dintr-o ta. țară ce se numește Oman și era din aia cu mască pe gură de om morții. Germania, Mania. România. Te trecu pe România? Bă, stai că ceva nu-mi place. Dar cum dau VPN-ul ăla, cum știu? Ăla e sus la Extensie. extensie. Care din ele? Ăla Zen. albastru, o Zen. șmuschet. Zen, mai tu? Da, Zen, mate. Protection disable, Zenmate curent, internet off, turn on. România, România, ok. Așa, pornește, acum. Păi, Conan, Când nu Conan. putem descărca chestii și nu trebuie să-l trec înapoi pe Germania. Bă, caută YouTube, de ăștia mai mici ce fac promovări cu 5 euro, că am 5 euro pe să fac o promovare. Băi, am dat la unul de ăsta mai mic 5 euro și am făcut 13 abonați. Am dat la acolo 40 și am făcut 20 de abonați. Ai te pus dreptul de Nu 4-5. scrieți. Ce să fac? Am dat peste unul fără din țângură, băi, de pula mea. Băi, dar tot Germania, am de ce dracu? Mi-a expirat alea 7 zile, oare? Dă-i refresh la pagină. Nu trebuie să-i dau refresh, am uitat. Mai la. Băi, nu-mi fac cu data ce Da, ajuns. nu mai. Vorbiți numai când Salut. apare. Ce faceți? Bine, Ajută-mă tu? tare. Uite un live pe YouTube. Deja câte persoane ai? Mamă, frate. Mă uite prea să pun, nu știu sigur. Nu știu, că la început aveam o ca de YouTube. Succes! Mersi.
Și ce faci pe... Caterinca aia? Nu, Cona... Încerc să nu fac Caterinca asta și de... Încerc să nu fac Caterinca asta și de... Încerc să nu fac Caterinca. Fenomen de frate fără Caterinca. Fenomen de frate fără Caterinca. Dacă stai așa serios și vorbești serios, cine se uită? Dacă stai așa serios și vorbești serios, cine se uită? Dacă stai așa serios și vorbești serios, cine se uită? N-are semna. N-are semna. N-are semna. Dacă nu mă curentez eu. 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 Chiar mi-am uitat o chestie. Mama mea să-și facea laba. Paga mea și pula în gură lui. Ciupa pe muniniu. Acum m-am conectat cu unul și început să mă spameze cu ha-hauri. Ai auzit? Da. Mamă, ce faci? Bă, dar nu-i nimic interesant să lăsă să mă apură de acum. Mai nouă, nu prea auzi. Nici dracu nu faci. Adică, da, acum mă spamează unul cu inimi. Bună. Bă, nu vă mai frecați mistrețe, băga mea și pula eu să-mi bag. Îmi dau ăștia videoclipul jos. Ăștia care ești? Ăștia sunt beci. Ce ai zis, mă? Mă plictisesc, ce faci? Câți ani ai? 20, tu? 16. Mamă, să bat pula, dar ce mănânci, băiete? Haltere, gantele. Băiete, uite, mi-a dat skip-om. Bă, am dat peste un de 16 ani să bat pula și chiar la tractorul, mă. Bună. Salut. Ce faci? Mamă, dar ce mai luat așa urât? Ce faci? Bine, frate, tu? Uite, mai devreme am venit la muncă. Ce muncești? Bucătar. Bucătar. Ia. Ce faci? Ce faci? Supărați. De ce? De ce? A pierdut Germania. Sunteți cu fotbalul? Cu fotbalul? Da. Sunteți în Germania? Deci asta nu mai asom, nu mai dorm. Sunteți în Germania? În Germania? Nu, în România, dar... Mă gândeam că sunt în Germania. Și cu ce vă ocupați? Liber profesionist. Hai. Pariuri. Pariuri? Pariuri. De la copii. Alocați, da, aveți copii? Da, aveți copii. Doi, de fiecare. Acum în serios. Acum în serios. Nu, fără că trec. Băi, de... Ce crezi, că mă joc eu cu mai mulți failele? Și cât să ne-ai? Și cât să ne-ai? 5 și 6 de ani. Nu, zic tu câți ani ai? Aaa, eu am 21. 21 și ai deja 2 copii? Și râs, paca mea și pula. M-am grăbit. Nu mai râd eu, dar râd, dar nu știe ce. Mă batez pula de mine, băie. Eu te-ți bat pula de el. Doamne, ferește. Răscare 21 de ani, copii 1, 5, 1, 6. Mai ești... Eu am. Câți ai? Eu am o fetiță. Bine, tu pare acum, sincer, de... Eu am 30 de ani. Ai 30? Ai 30? Da. Mulțumesc. Mersi la fel. Am 30 de ani și am o fetiță de 3 ani.
Să-ți trăiască. Merită-ți pătura asta, bagă. Ce mâncăruri ai mai făcut în seara asta? Ce gătești de fel? Sunt bucătar într-un restaurant chinezesc. A, pe chinezării, da, da. Nu, mă chinezărai. Faci sushi? De toate. Încă încerc să mănânc orez cu bețele. Nu pot. Încerc încă să mănânc orez cu bețele. E greu. Bag pula în capul lor. Dar eu am nisat atât de calm și liniștit, nu știu ce pula mea s-a apucat. De cât timp ești bucătar? De vreo 3 luni și am ajuns șef. Băi, Jambo, ai talent în seamă, îți place. Crede-mă că n-am avut nicio înclinație înspre bucătărie, niciodată în viața mea. La întâmplare am făcut, căutam un loc de muncă. Ăsta mi-a căzut primul. Am încercat, am văzut că merge și a rămas. Foarte bine. Nici eu n-am așa, mie îmi place să gătesc, fac fel și fel de mâncări românești, fac orice, ciorbe, orice. Dar mereu am zis că o să mă duc să... Eu am și cunoștințe. Eu, într-un fel, aș vrea și eu acum să mă duc la Masterchef. A, eu vreau... La... cum ne bal... nu-mi vine acum. La înalt, la Banc Dani, care gătește el așa... Băi, nu știu. Da, chiar nu știu. Acum, cum ne bal... A, eu? Nicolae Tant. A. Ai auzit de el, nu? Nu cred. Nu cred. Știi dacă... A, dacă îl vezi, cred că îl știi. E un bucătar care mai apărea pe la șef la cuțite. Îl cunosc și vreau să mă duc la el la restaurant. Da, mi-aș lua multă țigară. Vreau să mă duc la el la restaurant să-mi văd pentru mine, știi? Nicolae Tank? Nicolae Tant. A, gata. A, gata. Da, da. Da, da. Asta e că eu am înțeles prima tură, am înțeles tank și nu-mi dădeam seama. A, nu. Cu asta-l știu. Și vreau să mă gândeam... Și mă gândeam să mă duc la el la restaurant să mai învăț una alta, știi? Da, da. Da, da. Eu în timpul liber mai fac și YouTube, știi? M-am apucat de treabă. Și merge treaba pe YouTube? Da, s-a început. Și îmi zice unul într-o seară că m-am apucat de YouTube ca să nu mai muncesc și am zis că, bă, prostule, tu crezi că mă duc la muncă să fiu plecat de acasă sau ce gândești? Uite, așa mă găsești pe YouTube dacă vrei să te uiți. Și pe YouTube ce faci acolo? Acum sunt live pe Omega, dar de obicei mă joc. Și câți oameni ai? Abonați? Pe live? Pe live, nu știu. N-am înțeles. Câți abonați ai? Aproape 400. Așa, acum cine să uite? Cât să uite? Nu știu, stai să mă uit. Vezi că nu știu ce dracu faci, dar te auzi de două ori. Nu-i de la mine, de la microfon. De la microfon. Ce râzi de el? Poftim? Râzi de el, om, om, te chinuie, te râzi de el. Râzi de muncă, omule. Nu râzi model. Râzi de munca mea, nu-i corect. Reze, munca mea nu-i corect. Păi și ce conținut faci tu pe YouTube? În general, gaming. Ah, cu jocuri. Acum... Să de la noi acum? Să mă arăt și eu dacă... Să dau și numărul telefon. Să mă sunești cu mine. Vrei să te uimesc? Da. 1. 1. 1. Mamă, ai șanse mari să te sun. David, cunoscut, îți dai seama cu live-ul ăsta. Nu, mă, nu mai mă arăt. Dacă face poze cu tine, eu nu te salvez după stare, nu mai te las, mă. Da, da, mai încolo, da, da, când, mai încolo când vine lumea să facă poze pe stradă cu mine, hai să strigi după mine să facem o poză. Hai, zic, bă, eu am vorbeam cu el când aveam un om pe live, eu sunt... Lasă-mă că mă apuc și eu de YouTube, gata, toată lumea se apucă, eu mă apuc pe odată cu pescuit, cu nebuniile mele. Ești cu pescuitul? Da. Da, ai putea să faci. Este unul. Este unul. Plus că îmi place să gătesc și o să îmbin și gătitul cu pescuitul, știi? Adică o să fac 2 în 1. Da, da. Da, da. Și nu văd să nu meargă, adică o să meargă 100%, știi? Că știu ce pot să fac. Eu încerc să mă apuc de videochat. Ce? Vreau să mă apuc de videochat. Să-mi bag pula dacă nu, în cel mai scurt timp. Ce?
faci bani. Păi da. Mă vede lumea. Mai ales că acum cât ești tânăr, că mai târziu nu o să mai faci. Mă apuc acum de tânăr. Și la ce vrei să te bagi? La, la singur sau la cuplu? Nu, no, la singur. Singur. A, gen la gay, că ăștia se uită. Nu, nu, nu. N-am înclinații de astea. Păi nu, dar că dacă ca bărbat, spun eu că trebuie să intri pe pana mea, doar bărbații se uită pe tine. Bine. Mare parte. Presupun că se uită și femei. Sper. Foarte rar, foarte rar. Crede-mă. Ori începe să vină abonările astea, cererile de urmărire de la, de la, de la ghi. Păi nu, că nu dai nimic al tău, nu dai nimic decât te duci la salon undeva probabil sau faci de acasă. Nu știu să văd, încă nu știu nimica. Mi-am propus să mă apuc. Să să-ți facă conturile, să-ți facă toate alea sau știi tu să le faci? Alea mele fac alea eu de la în pula mea. A, știi cu calculatoare, cu astea te pricepi, da? Da, da. Gata, hai să facem un salon de videochat atunci. Îmi deschid un puf aici în Germania, să-mi bag pula. Acasă, fac bordel. Ce-aș? Ai gagici multe? Numai două acum. Numai două? Ia uzi, mă, are două gagici, le face bani pe el. Eu pe astea nu fac bani, bă, stai un pic. Caut altele pentru făcut bani astea pentru mine. Asta s-a letat. Asta le împarți doar cu prietenii buni. Nu, nu, asta le împart numai cu mine. A, nu e bine, nu e bine, aici nu e bine. E zgârcit tare. Nu mai fi zgârcit. De unde dai, de acolo îți dă Dumnezeu. Așa e, vă știi cât dărești. Poate le dau și rămân și fără astea două. Nu rămâi, practic. Să nu dau două și să primești vreo patru palme înapoi. Nu, Doamne Preste. Voi nu sunteți cu nevestele sau? Nu, eu sunt divorțat. Oh. Și era să fac anul trecut un copil, dar relația nu m-a ținut. Poate m-a trezat mama cu un copil de crescut. Da. Și am avut copil în plan, am fost de acord să fac copil, gândești un pic, și dobitul că sunt. Câți ani ai? 20. A, dar prea devreme nu. Păi tocmă. Nu e 20. Nici n-am 20, abia în august fac 20. Da, bine că n-ai făcut. Asta acum da, mi-am dat și eu seama că bine că n-am făcut. Pe Gabriel nu te ieși la. Dar a fost treaba că eu mi-am dorit copilul. Greșit, bine că nu, ai, nu l-ai făcut, că n-a fost să fie. De făceam copilul, poate duceam eu în pulă, nu mai plimbări cu mașina, nu mai discoteci, nu mai distracții, nu mai nimic. Gata. Eu știu cum a fost. A fost și la mine. Liniște. N-am, dacă n-am făcut copilul în trecut, mi-am tunat mașina anul ăsta. Da? Ce mașină? Un dinozaur de cocalari. Ce dinozaur? Nu știu. Păi nu știi care e mașina cocalarilor? Habar n-am, nu știu. BMW-ul. Seria 3-ul. Seria 3, a? Păi ăla e de cocalar, dar eu am dinozaur, eu am X6-le. Bravo, ce faci bine, mai. Tot de cocalar, dar păi X6 măcar. Dar ce am? Să spun că te iubesc. 2017. Bun. Bine, e luat arate, că nu... N-am eu bani de dat pe mașină, așa. Da, mie spui că nici eu n-am. Dar plătesc rate și... Păi câțiva ani de zile a mea. Cât plătești rate? Hm? Cât e rata pe lume? 730 de euro. Păi și mai rămâi cu bani, nu? Mai rămâi cu bani în salariul ăla? Da, păi din 3.000. 3.000 de euro? A, bun. Da, păi da, sunt bucătar, sunt bucătar șef. Bravo. Păi da, 900 chiria, 700 rata la mașină. Mai rămân și eu ceva cu niște bani. Da, păi ce zic eu, ne mai auzim. Ok, salut. Seara faină. Hai că m-ați plictisit deja. Mamă, ce faci? Băi, de ce seara tricou ca mine? Băga mea și pula. Ne-am uitat la prețul meu să puci băi. Mergeți? Faci sală? Deci că ești coșă de banană. Să mor tu. Eu sunt ești coșă de banană. Am rostit banană. Ai buș la nas? Nu. Suflă-ți, frate. Bă, mănâncă nasul.
Nu fii timid, mă suflă, țin pula mea. Da, da, ce să suflă? Dacă îți bag ție pula în gură, ce zici? Nu te corda tare, să rup fixurile alea. Ce anume? Te încordă tare. Dar nu mă încord deloc, că dacă mă încord, îmi fugi de pe cameră. Prinde cu două mânuri posca, prinde cu două mânuri posca. Eu nu trebuie să o prind cu două mânuri, dar... Din ce cred că dacă mă prind tu pe mine de pula, ai nevoie de vă patru, măi. Înțelegi tu? De acolo ce ia tu? Acolo e adunătura gheilor sau ce? Să intra ceva în cură acolo. Nu ne dai OnlyFans-ul tău, bus. Ce anume? OnlyFans-ul tău. Dacă ai vorbesc, ți și înțeleg? Ne dai OnlyFans-ul tău, băi. OnlyFans-ul? Gay. De ce, sunteți gay? Da, vrei să te faci și pleacă puși. Dar n-ai cum. Păi de ce, ești făcut deja? Dar nu, eu pe OnlyFans fut în cur. Nu te-ai necat. Aia nu știu, tu ești așa liniștit băiatul ăsta din fața camerei, de aia din spate, să cam apucați. Faci sală? Eu întrebat, că v-am unde știam. Ceau, mă, întrebat dacă fă sală. Mersi de plătite. Bine, nu? Se vede că ai o mână cât îți iau tăți să-mi bag pula, dacă nu. Cu oameni de ăștia nu prea vreau să mă întâlnesc pe stradă. Și ce faci? Și ăla din spate face sale. Care mai face? Ăsta nu face? Ăsta nu. Ăla cu mai eu face sale. Băi, calm. Băi, mamă. Băi, băi, băi. Cât ridici la piept? Ăla cu mai eu. Băi, eu sunt mai cine. Câte chile ai? Eu? Nu. 75. Mamă, dar grasă. Nu-s gras. Chiar deloc. 75. Cum duci, amă? Chiar deloc nu-s gras. Și eu fac sală, dar eu nu merg la sală. Eu ridic frigiderul, caloriferele. O zi, băiță, că ridic frigiderul, o da skip. Bune. Mamă, faci sală. Asta a fost cringe. Mă... Tu duci degetul. Am un tic, fac așa. Și mi-au dracu piuța asta pe buze și-mi dă sânge. De ce? Am un tic. Am înțeles, dar de ce, la ce a venit, la ce vine ticul ăsta? N-am uite. Ce faci? Mă, sau mă arăt, tu ce faci? Îmi cauci eu ceva interesant pe ce, dar nimic. Mm-hmm. Ai de pula mea. S-a făcut târziu. Nu, dar mă doare capul. Faci sală? Nu. Nu știu, pare așa că faci sală. Într-un fel, da, dar nu de forță, nu. Dar ce fel de sală? Fitness din ăla? Nu, mă, nu. Fără de vesel. Mă, tu la sală, dar de bătaie. A, mă, știu, te bați? Ce lupte faci? Kickboxing freestyle. Ăsta e din ăla de das, din picioare, nu? Nu, K1. A. Ok. Și eu fac sport, mult sport. Super. Îmi torc macaroni cu tigaia, dacă știi. Serios, deci, am făcut, am la mâna stângă, să-mi bag pula dacă îi lovesc pe careva. Nu, 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 chiar se vede, chiar se vede că fac sală. Dar nu fac sală deloc. Hmm? Nu, serios, nu, chiar nu fac sală, lucrez ca bucătar. Tu chiar? Jur, deci nu fac sală. Ai, nu zice la... Nu, chiar întorc macaroane cu tigaia.
Acum la mă duceam mai serios și... Încurtează puțin bicepsul, te rog. Hai, mă, du-te de aici. Nu mă crezi. Nu, normal. Jur că nu fac sală. Pleacă-mă de aici. E imposibil. Jur că nu fac sală, n-am făcut în viața mea nici măcar un minut de sală. Ok, așa geneticul n-am mai pomenit sau. Adică, a ce, ți se pare ceva? Da. Da. Dar nu știu de ce. Nu e, sincer, nu ești singurul care îmi spune, foarte multă lume mă întreabă dacă fac sală. Dar chiar nu, n-am făcut nici măcar un minut de sală până acum. Wow, wow, wow. Urmează să mă apuc în viitorul cel mai apropiat, în funcție de cum am timp. Dar... Băi, băiatul, câți ne? 20. 20. Păi n-am. Nu, ai geneticurile foarte bune, vorbesc serios. Păi fără sală, să arăți așa, n-am mai pus în viața. Dar nu știu ce mi se pare așa de... Ești foarte mare, mi se. Păi cât am? 43. Și chiar n-am făcut, deci la mă duc cel mai serios, pot să-ți dau persoane pe care să le întreb în viața mea, n-am intrat într-o sală de forță. Ce am făcut au fost frotări pe acasă, abdomeni, tracțiuni, mai bat în sacul de box ca disperat-o când mă plictisesc. Dar nu-i să mă duc la sală, să plătesc nutriționiști, trainer și porcării. Chiar n-am făcut chestia asta până acum. Și sincer, uite că ai zis acum apropo de chestia asta, că ți se pare ciudat. Am postat o fotografie cu mine pe Insta. Eram într-o cămașă, dar gen cămașa deschiată, știi? Stai o secundă. Și am primit mesaj, eu locuiesc în Germania, în Dortmund. Și am primit mesaj la... O dată am primit la un studio de fotografii cum care vrea să pozez pentru ei, să fotografiez pentru ei, știi? Chiar la modul cel mai serios. Și după aia mi-a dat unul mesaj, are un lanț de săl de forță aici în Germania. Tot neamț și ăla. Și-au zis că dacă aș vrea să-mi trimit produse de ale lor, probabil proteine sau nu știu ce naiba, și să le fac eu reclamă și să primesc abonamente gratis la ei la sală. Du-te, deci la modul cel mai serios, fără niciun fel de glumă. Îți arăt, acum nu înțelegi ce scrii oricum, dar poți să te uiți pe internet. Uite. Poți să cauți pe Instagram. David Barăjos L.U.H.M. Nu știu cât înțelegi, ce este mesajul de la ei. Se vede că ți-a zis, da, stai, deci David Barajos L.U.H.M. L? L.U.H.M. Are fotografie, el cu o femeie în fotografie, nu știu cât se vede pe cameră pe web. Bun, am găsit, dar ai multe poze, care să caut? Nu, nu, ăla e omul care mi-a scris, mă. Ah. Azi zici de mine cum sunt pe Insta? Da. Stai că scriu pe chat acum. Stai că asta chiar devine, începe să devine interesantă toată chestia asta în legată de mine, știi, cu sala. Chiar nu fac sală, la modul cel mai serios. Tă. L-ai găsit profilul? Nu știu. Hai că da, nu mi se mai încarcă telefonul. Mergi mă că îmi și bag pula mă ta acum pe telefon. Ai găsit? Ah! Deci acum ați zis la modul cel mai serios, deci chiar nu fac deloc sală. Ia să vedem. Să căutăm poza. Care e poza? Chiar prima fotografie. Asta? Da, nu, 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 prima fotografie. De sus? Da. Ah. Acum am găsit, da. Masă musculară, omul.
Păi na, bine, nu pot să-ți spun că munca oricum te ajută mult mai mult decât sala. Oh. Eu am fost plecat anul trecut în Germania și acum sunt tot în Germania. Ma. Și când m-am întors în țară, toți prietenii spuneau că se cunoaște că am muncit tot anul, gen. Că am trecut, deci din martie și până în decembrie, fără nici măcar o zi liberă. Muncă și muncă non-stop. Oh. Felicitări. Bine, chiar muncă brută. Anul trecut am tras periculos. E de apreciat, vorbă serios. Bravo. Ridicam 10 de kilograme. Oh. Cred că întărește 5 ori. Am fete întregi când ne-am pus. Eu am fost cel mai tânăr. Bine, except în fratele meu. Fratele meu era mai mic ca mine. Dar eu am 20 de ani acum. Am trecut, aveam 19. Și lucram doar cu bărbați de 30 de ani. Și l-am prins la un moment dat pe unul din Târgu Mureș. Tot așa unul slăbuț, dar bă, vânos avea, deci nu pot să spun. Cu ăla m-am și bătut, am avut mai multe cu el. Da? Da, la un moment dat s-a luat el să ridice niște lădițe cu... Nu știu dacă știi ce era barbură. În fine, ceva ce se mănâncă aici în Germania. Și-a ridicat el la un moment dat 12 lădițe din alea. Și am zis că n-are cum să ridice mai mult decât mine, eu ridic 130 de kilograme. La piept, deci fără nici cea mai mică problemă. Ce? 130 de kilograme îl iau și le ridic. Fără nici măcar nu, nici o venă nu se umflă pe mine la 130 de kilograme. Tu te... Nu mă crezi? Băi, unde? Ce trebuie? Cel mai mult, deci la modul cel mai serios, m-a învățat o persoană exact cum se ridica să nu-mi stric spatele. Tot la muncă eram. 223 de kilograme ridicate. Eu singur, cu mâinile mele, 223 de kilograme, o ramă foarte mare din metal, ridicată de jos, m-am îndreptat cu ea, o trebuie să o ridic, eram la muncă, 223 de kg. Și îl văd pe câte unul din ăsta, că mai dau pe Omega, pe câte unul din ăsta, ce face sala și vine cu brațul ăla de 70, că pula mea, na, amelis, oricum mici față de alu, ăștia cu sala. Și cu prăteni nici mă la câți din ăștia umflați, dacă îi dau la una o palmă, nu știi pe unde să fugă de acasă. Mă, crede-mă că e mult mai mișto cum arăți tu așa, definit chiar cu brațul destul de mare, decât să rămâi de umflați, sincer. Păi asta, că toată lumea spune mie că să mă mai îngrași puțin, eu am 1,78 m. Nu, deloc. Păi deci asta, n-ar trebui exact să mă exact asta îngrași. Zic și eu, am 1,78 m. Da. Și 75 de kilograme. Perfect. Și pentru mine tot așa consider că perfect, deci n-aș avea nevoie de nimic mai mult. Mă, zic că așa, mă, așa e frumos, așa e normal, așa se poartă, fit, slim, mai normal, definit acolo, știi? Asta e, asta e, așa e normal. Ăia umflați, sincer, mi se pare surani, sincer. Păi eu cu ăștia umflați mai devreme, până să dau de tine, am dat de 4, tăs, 4 făceau sală, au început, stăteau pe scaune și au început să facă așa. Tot își arăta ei mâini. Ce pula mea să fac cu voi? Mâncați câte 2 kg de proteine pe zi și veniți la mine să vă arătați mâinile. Dacă îmi pun mintea, eu pe amândoi în brață și făcui în Germania. Dar nu, deci la modul cel mai serios, fără niciun fel de catering, eu nu fac nici măcar o secundă de sală, n-am făcut până în momentul de față. Doar muncă și ce mai fac pe acasă, sport. Spre exemplu, pot să fac 30 de tracțiuni fără oprire. Bun, rău, foarte bun. 30. Și am început, chiar asta a fost un challenge pentru mine, treaba asta. Cu flotări, am văzut pe YouTube, unul făcut el 30 de zile, 100 de flotări pe zi. Și mi s-a părut cumva interesant, nu s-a văzut diferență, știi, gen s-a filmat făcând în fiecare zi flotări și au pus după aia fotografii cu el înainte să înceapă și cu el după ce te-a luat, nu era diferență, să spun sincer, că n-ai cum să te umfli dacă faci flotări efectiv, dai jos din kilograme, când depui foarte mult efort. El a făcut 30 de zile tot câte 100 de flotări, eu n-am putut să mă țin 30 de zile când am putut cu munca și vin obosit la muncă, mai stau să fac și flotări. Dar eu am început 7 zile, deci 7 zile am ținut-o permanent, am început de la 100, azi am făcut 100, 150, 200, deci asta mi-a fost programul, 7 zile. Oh. Și în ultima zi am făcut și m-am oprit. N-am mai avut. Bine, aveam. Ai observat diferență? Diferență nu. Sincer, simți că ți se întăresc brațele. Crede-mă. Deci și când ai mâna cu cineva, deja simți diferența. Dar ca să mă umflu eu acum, cum aș,
cum sunt eu acum, știi, să vin din ăla malac umflat, eu trebuie mai întâi să mănânc foarte mult, nu să mă îngăraș să devin obez. Să mănânc, să se mai pună ceva pe mine și după aia să stau să trag ca disperatul la sală, să se ducă toată grăsimea, să rămână doar mușchi. Asta e foarte mult timp pierdut. Dar eu sunt mulțumit așa cum arăt. E foarte bine. Crede-mă, ești foarte, foarte bine. Așa se poartă în ziua de azi. Nici mai mult, nici mai mult. Ce-mi trebuie? Prea. Nici nu mi-ar plăcea să am 40 de kilograme și 1,90 m, ca asta chiar ar fi de ampule. Da, eu normal. Și nici să nu am. Și nici să n-am 1,20 m și să fiu mai bine mă rostogolesc decât să merg, știi? Corect. Îl am pe bără, am un verișor de vârstă cu mine. E mic, de statură, are 1,50 m. Ăla e mare, deci se vede pe el musculatura. Tot așa, fără sală. Deloc. Numai ceva box a făcut, dar nu foarte lung. La două luni zile dacă a făcut box. Box. Asta a fost tot. Nu știu, așa e construcția la noi în familie și tata e la fel. Noi nu suntem nici foarte mici, nici foarte înalt. Suntem la 1,70 m, între 1,70 și 1,80 m toți. Frate mic are... Frate mi are 1,90 m aproape și mai slăbuț. Dar în rest, familia mea cu verișor, cu unchi, cu toți, suntem undeva între 1,70 m și 1,80 m și avem construcția asta fizică, fără sală, fără prostii. Așa e construcția fizică. Familia perfectă. În schimb, femeile, tăte au 50 de kilograme. Maica mea avea acum 5 ani, 130 de kilograme. Așa au fost. În familia mamei mele, majoritatea au probleme cu greutatea. E problemă la glanda tiroidă. No. Și majoritatea sunt, bine, exceptând fratele lui mama, care ăla tot așa, dar ăla e sportiv, ăla n-are treabă. Ăla e pe treaba lui, la 1,90 m, fără proteine, fără nimic, dar cu mușchi. Poți pe bătăi, pe prostii, fără antrenamente, fără nimic. Așa au fost nimic, dar... Și acum mama de la 130 kg are 47 kg. Ce, mă? Bine, și-au făcut operație la stomac și-au operat stomacul, dar are 47 de kg. Mătușii mea tot așa, cealaltă mătușă tot așa, majoritatea femeilor de la noi din familie sunt între 45 și 60 de kg și mici de statură. Până într-un 1,70 m. Pardon. Super mișto. Dar în schimb, noi bărbații cam toți suntem la același nivel. Da, păi eu acum 5 ani de zile, gândește că acum 5 ani de zile, că de asta ți-am zis de 130 de kg. Acum 5 ani de zile, mama avea 130 de kg și asta era cu 5 ani în urmă, eu ridicam pe mama. Acum pentru mine 130 de kg, bine, nu pot spun că nu e greu, că e greu, dar... La modul cel mai serios. Ești tare până sus, am. Păi, sincer, eu sunt mândru de mine că pot face chestiile astea fără sală și proteine. Și chiar trebuie că să alții fie, fac, să... alții fac sală și nu sunt stare să fac ce fac eu, sincer. Exact. Și oricum, niciunul care face sală nu este stare să fac ce fac eu. Doar bine, except în bodybuilderii aia ce ridică 4-500 de kg, dar e sturbați. Dar serios, să-mi fac plăcă, nu? Dar nu ai văzut că transpiră și între buci când ridică 400 de kilograme? În sus stau un kilo, ți-ai amulați pe ei, de prostituate, ridică 400 de kilograme și se vede cum se udă la cur. Ori se cacă pe ei, ori transpiră, sunt două variante. Doamne, mai, da. Nu știu dacă ai văzut pe TikTok, nu știu, uiți pe TikTok? Hă? Te uiți pe TikTok? Da. Au fost la un moment dat unul, au încercat să ridice la piept 430 de kilograme. Și ridicând, i s-a rupt mușchiul ăsta de aici, nu știu de unde. Știu, știu. Știi faza, nu? Și aia au zis cam ce are de suferit acum cu treaba aia. Am văzut. Nu mi-a venit să cred. Dacă nu ești capabil, pentru ce te mai chinui? Dacă tu crezi că ești gros în braț, poți ridica greutăți din astea, ești jumătate de tonă până la urma urmei. Doamne, prești. Da, e ok așa, eu ți-am zis, eu nu sunt foarte mândru de mine. Și cu munca, și am 20 de ani, mă întrețin singur. Foarte bine. Acum, nu mai am
Mai am, mai am, până la 20. Tu ai 17, nu? 15. Ok, mai 5 ani. Apoi de la vârsta de ridicam 130 de chile. Ia. Acum, sincer, cât poți ridica pe panorama sau chestiile astea? La piept, gen, dacă mă duc la sală, că am mai fost și pe la sală, dar foarte puțin. Am dat de vreo câteva ori. Să ridic la piept așa? Cât trebuie să ridic? 50 de chile. Băi, Nina, nu poți să te acuzi sau așa, e și vezi? Diferența de vârstă, de construcții, de chestii, gen. Sincer, vreau să mă apuc de sală, dar nu sală din aia ca turbată pe proteine, doar sală, să fac sport. Foarte bine. Mă, te las. Te las. Și auzi, acum, apropo, încă o chestie. Dacă nu te deranjezi, eu sunt live pe YouTube, încerc să fac YouTube. Și dacă nu te deranjează, o să-mi dai un subscribe? Sigur. Uite așa, mă găsești. Perfect. Păi, mersi de discuție și o seară faină, ne mai auzim dacă e. La fel, te pup, pa, pa. Pa, pa. Bă, Bogdan, tu le-ai auzit pe ăsta? Bogdi. M-ai lăsat și te-ai dus. Mâncați-aș pula ta. Bogdi? Iară nu te auzi, mâncam-ai pula. Bogdan. Bă. Nu știu ce dracu ai făcut cu calculatorul ăla, dar nu te mai auzi. Nu știu, bă, ce, hai, sună-mă în privat, poate te aud. Dumnezeu. Acum te aud. Mă mai auzi? Da. Bă, tu l-ai auzit pe băiatul ăsta, ce mirat era de fapt cum arăt. Da. Dar, nu știu, dar tu știi că doar n-am făcut deloc sală, pula mea. Eu știu. Dar nu știu ce li se pare așa ciudat, eu nu, nu. Bine, nu pot să zic, mi-mi place cum arăt, dar nici chiar cum se mira băiatul ăsta. Câți ani ai care? 15. Da, la 15, ce vrei să mirei? Păi, dar totuși, na, bă, sincer, să fiu la 15 ani, ridicam pe mama și avea 130 de chile. Și-o ridicam pe mama în brațe. Și treaba cu chestia aia cu 23 de kilograme e adevărată. Când am lucrat prima dată în Germania, în Hamburg, am montat un carosel din ăla, nu știu dacă știi. Știu, știu. Și se învârte, știi, are leagăne pe margine și se învârte. Și leagănele alea erau puse pe niște rame de metal dreptunghiulare de 223 de kilo la o ramă din aia. Noi n-am făcut vergetul că ridicam 200 și de kilo la navetea. Și ridicam, singurul salbatic care ridica căcatul ăla din motocicletă. Nu știu, te uiți, pe, te uiți pe YouTube, pe live, adică? De. Uite, deci efectiv din poziția asta, cum mă vezi acum, luam rama aia de metal și o ridicam așa în brațe chiar, fără niciun fel de caterincă. Poți omului, mai ales când lucrezi, corpul e alt, nu știu. Da, da, mai devreme nu știu dacă ai văzut pe A4 cu salul lor. Ne-am văzut. Hai, vedem, mai găsim ceva? Hai că-mi găsit un om, ok. Ba. Dă un live pe Discord, că dacă mă uit pe live, îmi dai de vreo 5 ori sunetul și mă nervează. Vezi, ți-am dat direct omul meu, ți-l-am distribuit, ți-l-am dat partajare pe, ca să auzi și tu. Înțeles. Ce faci? Bine, domn. Ți se pare că fac sală? Nu prea se pare. Bă, în sfârșit, bă, majoritatea care mă întâlnesc, toată lumea spune că fac sală și eu n-am făcut în viața mea sală, nici măcar n-am intrat într-o sală de forță. Da, na, nu. Eu. Nu mă pot plânge, critic 223 de chile fără nicio problemă. Sau ca și grăsanie, își bat joc de alții. Adică? Care spun că sunt mai puternici decât ăștia care fac sală. Stai moldovian, băi. Eu chiar sunt mai tare că ăștia ce fac sală. Uite așa, mă găsești pe YouTube dacă vrei să te abonezi. Mâncă fulgerul? Mhm. Exact așa cum am scris. Bine. Eu. Stai puțin să notez.
Dar fără, ai grijă, deci exact cum ți-am scris eu, așa mă găsești. Man. Bă, Bogdan, apropo, stai o secundă, că eu mai zic cu cineva pe Discord. Bă, mă sună ăla de la dorm, ce ți-am zis eu, că mi-a trimis cu produsele alea tă. Am auzit. Nu, nu, dar... Bine, te las, da? Ok, seara faină. Bă, îmi dă lumea mesaj pe Instagram că... Uite, mi-a dat acum cineva mesaj că nu poate intra pe live în seara asta. Și-o cerut scuze că nu poate intra pe live în seara asta. Măi. Da, uite, deci ce faci cum ești, nu pot sta pe live, că trebuie să stau cu sonorul pe zero și stau degeaba. Scuze, știi că stăteam și am zis să stea liniștit. Mersi mult, Mihai. Cum? A, da, stai că nu am scris ceva în chat. A, da? Da, da, mult ceva timp, nu știu că nu scrie exact. Bine, Mihai, scuze că nu ți-am răspuns, am fost stăteam la chat. Mi-am pus telefonul pe ea. Mamă, asta e și bulangiul ăla de pe TikTok. Care e ăla? Nu e de pe TikTok. MC Fulger, nu e? Mă, că Fulger, hai mă, că am dat. Jure-te că, jure-te că știi cum mă cheamă. Mamă, da, pentru că am pardon. Dat de tine, ți-era live. Da, dacă îmi spui și cum te cheamă, poate mi-amintesc. Îmi cer scuze că nu mi-amintesc. Și Bianca mă cheamă. Aha, bă. Bă, deci... Nu știu dacă știi, am vreo aproape 400 de abonați pe YouTube, bă, dar mă cunoaște lumea pe Omega, nu știu de unde. Băi, și cunosc pe aici. Și eu încep să cunosc lumea, dacă am început să intru pe Omega, cred că dau de aceleași persoane fiecare seară. Nu, nu, nu e vorba de asta, e vorba, știi, că mă întâlnesc cu persoane random pe care nu le-am văzut până în momentul de față, știi? Și îmi spune, băi, eu te știu pe tine ori de pe TikTok, ori de pe YouTube. Și treaba asta cu TikTok-ul nu știu de unde vine, hai că YouTube-ul, deci, da. Deci ai fața unui băiat de pe TikTok. Bă, îl știu, mă, pe bulanciul ăla, dar ăla are fața parcă mai țuguiată puțin. Știi bară de care zic? Are el așa și pe aici așa e. Dar nu mai știu cum îi spune, mă, mă cac pe el. Bulanciul ăla, blond. Da, da, dar nu mai știu cum îi spune, mă cac pe el. Nu Flaviciu, mă, ăla cu cafeaua. Nu, nu mai știu. Flaviciu, știu și eu. Bă, am o întrebare pentru voi acum, fără supărat. Vi se pare că fac sală? Da, acum l-am adus, sincer. Ia, ține mâna așa. Nu. No. Ok. Și, mamă, ce oară asta aici? Păi și faci sau nu? Deloc. Dar nu, că m-am întâlnit mai devreme cu unul și i-am zis că nu fac sală și se mira omul că nu fac sală. Dacă de la muncă se trage. Păi... Ai dat la lopată? Stai liniștit. Întoarce trigaia mâna asta, bucătar. Îs și bucătar, dar stai liniștit, că anul trecut când am, prima dată când am muncit la lopată, stai liniștit. Dar stau foarte liniștită. Da, nu, dar mă gândeam. Păi aia e sală, bă, băiatule, lopata. Păi tocmai. Da, da, mai devreme peste 3 erau pe sală, oamenii pe proteine, umflați. Nu puteau sta pe scaun de mușchi. Am avut și un prieten, băgase ălea injecții, cum le zice, steroid sau nu știu cum drept. Alea sunt niște porcării, bai de pula mea. Mă, băiatule, atunci cât era goril, așa era, și peste câteva luni s-a desumflat, era, avea mâna cât a mea. Păi tocmai, dar te gândești că ăla doar e mare, atât. Da, dar putere n-avea, era doar aspectul. Asta și zic, ce rost are aspectul dacă nu sunt stare de nimic. Mai bine să am mâna mai mică. Ți-mi pune frică, frate, ți-mi pune frică. Tu dacă te bate cu ăla, te căca pe tine, nu vezi chestia ta mai navela. Niciodată. Eu pe ăștia cu mușchii scuipe, de-ai pula mea de fraier. Păi da, mă, dar degeaba are mușchi dacă n-are forță. Da, frate, dacă vezi cu unul de ăsta, te intimidezi. Băi, eu n-am șanse în fața lui ăsta. Nu e adevărat, dar nu mă pot intimida. Asta e și ideea, că dar nu, n-am cum să mă intimidez când văd unul din ăsta, pentru că știu ce face. Dacă n-a ști că face ce face. A, pe asta se bazează. Poate dai drumul pe pula lui, mușchi făcut natural și te calcă picioare. E, păi e nu? Chestie de... Păi tocmai, eu nu zic că nu există și posibilitatea asta, dar oricum ar fi, nu mă tem. Și dacă e tare și dacă nu e tare, nu există treaba asta cum aș teme. Cât poate să dea, mă, frate? Ți-a dat un pumn, ai căzut și tu pe doar nu mai dă. Păi dacă, te, da, vede, nu, dacă te vede că ai căzut, sigur nu-ți mai dă. Păi de ce ai mai dat într-o persoană care deja a căzut? Dacă vine unul din ăla umflat și îți dă cu pumnul și... Bine, acum. Dacă mori, nu te mai ridici după deloc. Dar așa, dacă ți-a dat o bucată și doar ți-a dat borșul puțin pe nas. Trebuie să știi să lovești bine ca să... Bă, eu nu prea știu să lovesc, dar în schimb tu știi cum fug.
Ai de capul meu. Știi că e faza aia, stai că era o vorbă, fuga e rușinoasă de sănătoasă, știi? Aha, exact. Eu stau pe conceptul ăsta, știi? Și nu suntem noi singuri. Lasă, de ce să-mi iau bătaie? Bine, nici nu zic că nu, că mi-a luat bătaie. N-am de ce să mă ascund, am umblat machiat două săptămâni permanent. Nu mi-am luat niciodată bătaie, dar nici n-am dat. Nu, eu mi-am luat bătaie că m-am ținut tare. Am reușit să-l bat pe unul, dar s-o adunat și n-am mai avut ce să fac. Am umblat chiar bătut ca lumea, am fost atunci. Și tot eu am ajuns la poliție să plătesc amenzi. Da, eu am luat bătaie și eu am plătit amenzi pentru tulburările liniștii publice. La mine și-a luat un prieten o bătaie cu rozeta, a stat în spital o lună și ceva. Dar după mi se pare că a luat vreo 5.000-6.000 de euro. Dar noi am prins unul, am băiat în oraș, eu acum locuiesc în Germania, dar în oraș în România mă refer. L-au așteptat niște fraieri, după ce s-a terminat discoteca, cu o crosă de golf în mașină. Erau fraieri, așa că noi și-l-au lovit cu crosa de golf în cap și a intrat în comă. E, ce dracu? 3 luni au stat în comă, mă, serios. Ori parte în parte, ori. Păi asta zic și popoare, eu. Cu sămi. Păi eu atunci când mi-a luat-o, o singură dată mi-a luat bătaie, nu pot să zic că nu. Dar atunci când mi-a luat-o la niște rocker și dacă știi cum sunt rockerii cu inelele pe degete. Bricheta în mână. Bă, și numai la față, o da, mui, știi, să-mi bag pula, 3 fraieri, tăți, numai la față mi-a dat. Bă, mai bine la față decât la ficat. Eu preferam să-mi dea la ficat, că m-a lovit la ochi și n-am mai văzut ce fac. Că dacă mă lovea la ficat, nu muream dintr-o lovitură la ficat, dar și dacă puneam mâna pe vă unul. Da. Nu le mai trebuia bătaie. Să nu caut scandal. Dacă nu. Nici eu nu caut scandal, deci eu sunt foarte liniștit când văd de treaba mea. Și la fel. Dar și dacă vine unul și fură curent, aia e partea a doua. Se mai întâmplă și de astea. Sunt două variante, la avertizez odată, dacă nu pricepe de vorbă bună. Eu cu bătaia, dar și e nasol când te duci la bătaie și ți iei bătaie. Atunci ce drept când am luat bătaie, eu am căutat bătaia, nu pot să spun că nu. Și nu eu, că m-am băgat pentru o fată. Da, te-ai bătut pentru fete, mă? Păi, a fost o prietenă, nu neapărat, nu am fost, nici n-am fost împreună cu ea, dar eram prieten bun. Și mă sună la un moment dat că vin niște băieți să se ia de ea și m-am dus să mă bag. Ah. Numai că faza amuzantă a fost că după toată treaba asta, știi, tot ea a fost aia care a filmat când mi-a luat bătaie. Și tot era aia care râdea după aia, da? Bine, n-ai ce. Ce n-ai scuipat-o între ochi? Păi, dar ce să o scuip? Că aia dau mui dacă o văd pe stradă. La modul cel mai. Fata are 15 ani și pe treaba e pe prostituții în Anglia, n-ai treabă. Iau zbarul. Bine, are 17 acum, când a fost bătaia. Avea 15. Dar acum la 17 pe prostituții pe Anglia, nu mai are treabă cu... Eu, bine, mă, frate, hai că mai lăsat și alții. Hai, salut. Ciao. Uite, altcineva peste care am dat și mă cunoaște de pe YouTube. Faci la bă? Da, mă. Timpul ăla mea de aici, mă, de la bar. Mamă, bă, dar de unde vii, mă? Mă auzi? Eu te aud. Cum se zice bine în limba română? 3 ori 3 fac 6 sau se fac 6? 3 ori 3 face 9, băiatul meu. Ai, și tu ești live? Treabă. Nu, frate, eu sunt pe aici și cu tonetozaurii mei pe Discord. Cu multate. Păi, nu știu, poate vă uitați și voi la live-uri dacă... Nu, la care live? La meu. Tu ești live? Mhm. Pe Damil. Dăm canal. Poate un like, așa măcar, dacă nu vă interesează, să vezi la început, oricum. Mhm. Dacă nu vă interesează să vă anunți, poate măcar un like. Ah, dar nu se vede la tine nimeni? Păi ți-am zis că s-a început. Ma. Și de unde ai tu 380 și subscriber? A? Mă mai milocis și eu pe aici, pe Megal. A. Bine, asta acum, de 5 zile. Las, că e bine și fără acolo. Por la live acolo, așa? Mersi. Hai, te pup. So. Bă, Bogdan, mă cunoaște lumea de pe TikTok și de pe YouTube, ce pula mea. Nu știu. Bă. Mai fă TikTok, fă unul cu fața ta. Uite, bă, băiatul, ce mai făcut o moară, uite-mă. Nici nu urme că ia-și mă pe topul. Ce pula mea, bă, nu vii ăla. Bă, nu vii.
Uite-l pe ăsta în chiloți, mâncava-și pula voastră. Bă, ce faci, țar? Asta tu dau ție de te, pula mea. Ce uite, mă, am uit pe nevastă mea, bă. Ce sunt, ai, mă? Tu n-ai cu ce să te piși? Dar nu mă ridic aici. Dai! Tu n-ai cu ce să te piși, tu mereu să când dai mie, ce să-mi dai? Bă, te văzi pe ăla, unul era în chiloț, altul trage de o fată, să-mi bă, pula. Viol direct pe oameni. Salut! Stai să-ți fac o poză, bă. Fă, îmi două poze. Fă, poate fac reclamă la cola, poate mă sună și la cola să mă sponsorizeze. Mamă, ce faci? Să-mi bă, pula, măta și în copiii tăi și în vară ta și măta și în tapto și în străbunică ta și măta mare. Să dar iau familia în pulă și ție fața în pulă. Dar ce ți-am făcut? Nu mă ții. Oh. Mamă, dar cine? Ce te-a supărat? Bă, vină la 112 și îi spui că vrei o pizza cu pui și două coale. Îi spui, mă? Da? Îi spui, mă? Să sun eu la 112? Nu, sun eu după numărul meu. Ah, ok, hai. Îi spui că vreau o pizza cu pui și două bidoane de bere. Da, sună că le zic. Hai că și așa slide. Vreau și o ladă de bere. Hai că și așa slide pe YouTube. Păi și eu să vin capul live. Ia, sună. Îi spui așa. Vrei? Nu îi spui, vrei o pizza cu pui și două coale. Când îți faci, îmi vorbești. Alo, bună seara. Alo. Alo, bună seara. Alo, mă auziți? Alo. Alo. Alo, mă auziți? Alo. Alo, vă aud, mă auziți dumneavoastră? Iau, mă, în cameră, pula, cu închis. Dar nu știu, nu mă aud sau ce se întâmplă? Da, vorbește mai tare, ole. Păi, dar vorbesc destul de tare, nu știu cât de tare îți vorbesc. Tip. Alo, bună seara, mă auziți? Alo. Alo. Alo, alo, mă auziți? Bă, bag pula în gura lor. Mă enervează deja. Sunt la orice. Gana ești pula în urechile tale dacă nu mă auzi, bă. Bă, dă-i în pula mea că ăștia nici în stare să răspundă la telefoane de la urgență, nu se băga mea și pula. Da, îi spui așa, dacă nu te face că alo, de două ori, bă, gana ești pula în urechile tale dacă nu mă auzi. Alo, bună seara, mă auziți? Da, bună seara, spuneți, vă ascult. Am o urgență foarte mare, aș vrea să comand două pizza cu pui și un bidon de bere. Păi am nevoie de o pizza, doamna. Mă puteți ajuta? O să vină pizza. Așteptați mai ieșirea, da? Ok, mulțumesc frumos. O seară bună. Ce pula? Băi, nu știu, poate te abonești tu la mine pe YouTube dacă tot ne-am întâlnit. De 4 ore când te întâlnești pe asta. Dar până acum te-am mai întâlnit și până acum pe Omegle, dar n-am mai vorbit cu tine niciodată. Mi-a dat skip. Bă, dar asta e o idee, e foarte bună. Asta ar merge și ca titlu de live. Comandăm pizza la 112. Chiar vă stai să schimbi astea pe live. Bă, dar asta e bună tare, să-mi bag pula dacă nu. S-am dat like. Mersi, e bun. Dar tu seama că s-ar putea să trebuiască cu omenda ca de la poliția. Mersi mult pentru like, pentru subscribe. Așa să faci și pe YouTube, așa am făcut și eu 200 de abonați și unul am făcut. Uite, acum am primit Benny Flow, a dat respect. Mersi mult, Benny Flow, pentru abonare. Îi spui la ăștia pe Omegle, frate, dai și mie un like aici la canal, de YouTube, la fete. Că unele o să zică că nu, pula mea, dar unele dai și de fete. Așa am făcut și eu. Am făcut 201 de abonați. Eu mă apropie de 400. După Omegle așa, mai dai un like, mai dai.
Stai să bag și un recul live aici. Așa, am schimbat setările la live. Păi na, ce pot să zic eu? Pare bine că te-am cunoscut. Mersi mult pentru subscribe. Na, pentru ce e important. Și ne mai auzim. Hai că dacă stai mai mult ca mine, îți dau un like pe canal. Păi dar oricum stau. Eu stau mult. Da. Bine, pentru că... Seara faină. Bine, pentru că... Ce înseamnă Raiden? Gen tăți care se uitau la el, vin să-i plăcești. Mardoi, ce faci? Mamă, belesc un cuie. Am făcut și o rimă. Ai vorbit cu Steve-ul. Păi da. Uite, asta e în Anglia. Suge pula pe bani. Bună. Nu, no, mânca mea, ați pulat, că dați chip, te-ați făcut-o vă în gură, zba, asta de frate. Trebuie să coace, lasă pe căci, cât tu nu-mi dacă avea părul ăla și puțin mai brunet? Da, da, e spălăcit. Cine am părul ca... Cine-i spălăcit? Nu, lasă că e beată. S-a drogat. Lasă, s-a drogat. Dacă stăteam să bag în seamă toate specii mele de pe Omegle, nu mai stăteam pe Omegle, sincer. Ai văzut? Bravo. Ce faceți? Uite bine, vrem să dăm iardă cu un acu, că am dat-o două ori, de două ori am dat de el. Și vă deschip? Și este în live, fii atent că e în live. Păi da, și eu sunt live. Și tu ești live? Păi da. Și ne vedem acolo, ne facem de râs. Uitați-mă că sunt. Mamă, băga mea, aș pula, rest în corte. Nu vorbi urât. Mamă, vezi că-s bodybuilder, băga mea, aș pula, uite-ți. Mamă, dar de unde ai luat tricoul ăla, vreau și eu tricou cu buzunare. Le-a lipit mamica aici. Dar nu, că da, mi-aș lua și eu unul de ăla să-mi țin într-unul chele la mașină, în celălalt să-mi țin coaiele și pula. Și eu am niște buzunare pe aici, pe la picior, uite pe aici. Eu mi-a legat, sincer, spune, mi-a legat pula de picior cu o sârmă. Urmă, nu, că bine, mi-a legat praful de tine și de mă. Măi, mi-a dat schip. Uite, două fete. Mamă. Sunt curte. O să internet. Ba, mamă. Stați pe internetul în budă, v-ați ascuns în budă și stați pe Omega sau ce faceți? Mi-a dat skip. Azi că conacul e live pe YouTube, aia mi-aș pula în gura lui dacă nu dau pisele în sără. Să vezi ce-i put familia în gură și la stup. Mamă, ce faci? Salut, frate. Ce faci, frate? Uite bine, da? Uite, mai devreme mi-a dat skip, mânca mea e pula care mi-a dat tu skip, fraiere. Bă, eu trebuie să mă îmbăt pe live-uri de-a mă, să-mi bat pula. Ăla-i de aur? Ăla-i de aur? E de aur, dar, mă. Mamă, să-mi bat pula. Mamă, să-mi bat pula. Te speri. Te speri. E scump? E scump? E mai scump ca aici 6-ul meu? E mai scump ca aici 6-ul meu? Bă, nu știu, are 164 de grame de 18 carate. Bai de pula mea. Pula mea. 164 de gram. Păi e plin, ea, nu e de la... Păi bine, am înțeles. Păi bine, am înțeles, nu. Ai și brățar la el? Ai și brățar la el? Nu, nu. Mamă, de ăla e fain tare. Chiar e frumos, e frumos, e frumos, e frumos. E super fain. Am și eu unul, dar a meu e din... Uite. Bine, a meu, uite, argint. Nu-i de aur. Hai să spun ceva. Dacă faci bani vreodată, investește în aur. Sau dacă faci mai mult, investești într-un apartament. Păi nu știu cum să spun, oricum bani fac că muncesc. În apartament urmează să investesc, momentan
plătesc chirii la apartament, dar cred că mai bine să-l cumpăr direct în rate. Un apartament de-a tău, cum ar veni? Să-l iei, să fie a tău. Pe asta zic, știi că plătesc acum chirii la apartament, dar chiria mă ajunge undeva la 800 de euro pe lună și pot să mi le iau în Germania. Am înțeles, că-i fost să fie adică, nu știu. Eu, de exemplu, dacă aș sta mulți ani prin altă țară, la mine nu a fost vorba că mă descurc și acasă. Păi am înțeles. Dar dacă ar fi vreodată să mă duc undeva, crede-mă, aș lua cu mine sau aș face, aș produce cumva să produc bani și aș da vaz la un apartament și statul ăla, mai ales statul german, te ajută foarte mult să dai o casă. Păi tocmai și faza, știi că aici în Germania chiria la un apartament pe lună te ajunge undeva la... Plătește și tu poate alea la bancă le plătești 200-300. Eu ăla să plătește și atât. Păi tocmai, plătesc mai bine 6-700 de euro rate la bancă și în câțiva ani zile e apartamentul meu. Da, într-adevăr. Eu sunt de acord. Dar oricum îți mulțumit, la 20 de ani mă întrețin singur, am mașină, am tot ce-mi trebuie. Foarte bine, mă bucur să știi că îmi plac oamenii care se descurcă și eu mă descurc de la 20 de ani. Bine, am avut și ce-am vrut, da? Bine. Ești ce vreau să fii atent. Eu, de exemplu, când am fost la liceu, știi? Îți dau un exemplu, nu mă laud sau de alea, deci nu eu laud. Da, am înțeles, stai niște. Eu am avut C-class, mașina avea 2 ani. Mă duceam cu ea la liceu. Bine, atunci eram încrezut, eram... Na, păi și mă, la un moment dat zice, bă, ce vrei să faci? Zice, poți să te țin, poți să-ți oferi tot, dar zice, o muncă și o carieră, nu-i păcat. Păi tocmai. Am făcut medicină, am dus astea medical. No. Părinții, cât te poți ține? Te ține până la 25-30 de ani, dar nu te poți ține toată viața. Bă, mi-au zis, nu, la mine nu-i problema de aia. Putea să mă țină și mai am mult. Înțeles, bine. Da, am înțeles. La tine a fost treaba cu situația financiară. Dar o muncă și o carieră e bine să ai. Bine, sincer, nici eu nu mă pot plânge. Nu pot să spun că am avut bani în prostii sau chestii din astea, dar nu pot să mă plâng de viața pe care am avut-o cu părinții sau chestii de astea. Că dar niciodată, de cel mai bine, știi? Nu a fost niciun an în care să nu fi fost în concediu sau chestii de genul, știi? Ca exemplu. De unde ești? Eu din Suceava. Din Suceava ești. Moldovean. Foarte bine. Frații moldoveni. Ești din Ardeal? Da, din Cluj. Mamă, săptămâna viitoare, pe 7 iulie, da, pe 7 iulie ajung în țară. 7 iulie e ziua mea, frate, fac 29 de ani. Mulți înainte. Bă, dacă ajungi în Cluj, bagă Paul Dorin, ai Facebook-ul meu și cu drag, uite-te că ai vorbit frumos, ești așa, bem whisky. Chiar te caut. Te invit la mine acasă să bem whisky cu mine. Sau ne vedem prin oraș, orașul e a meu, cum ar veni. Adică-s bine prin oraș. Am înțeles, Paul și mai cum? Paul Dorin, am o poză, sunt un costum roz, adică roz cu alb. Te-am găsit. Păi na, oricum am întâlnit niște fete din Cluj foarte drăguțe. Și... Andrei Zlavo. Da, ăla sunt eu. O să-ți dau aia dimineața. De fapt, stai că pot să-ți dau acum, cred. Și urmează să vin săptămâna viitoare cum trec prin Cluj. Îmi place orașul, am mai fost pe acolo și chiar îmi place orașul. E foarte frumos. Să vii, uite, că ai vorbit frumos așa, dacă vii chiar de ziua mea, fratele tău, promite că îți fac o vacanță la Cluj, de n-ai uitat de când ești, n-ai văzut. Păi na, ce pot zic eu, Paul? Pare bine că te-am cunoscut și... Și mie. Ne mai auzim. Bine, frate, să nu ezit. Salut. Seară faină. Mergi la fel. Na, Bogdi, m-a spus. Omul are bani. Tu le văzi ce aură avea? Pe el, vai, mamă. Bine, dar nu-i de bani. Dar e fain că e ziua lui când ajung în țară. Mamă, faci sală. Dar vorbești, băga mea și pula, că nu stai pe site-ul ăsta să te uiți în telefon. Da, tempo gula mea. Merg, mă, băga mea și pula în gura ta. Ce când ai tempo gula mea? Că și tu mai pula, doamna, pe toată pare armăsar. Hai de pula ta, că te fute o pe zi, tu nu fuți o viață. Eu aseară făteam pe una mașina, am ajuns acasă și o făteam pe alta. Ce zici? Cred că ai făcut-o și pe maică. Nu. No. Dar pe maică t-am făcut-o. Bă, tu ești așa de prost? Nu că nu există altul mai prost ca tine. Eu sunt proaspăt, crede-mă. Dă timp. Mamă. Și nu s-a aproape de camera așa. Ce problemă? Bă, scringe oamenii de sunt. Dar vorbesc ok, ești nebun cu toți. Mamă, salut. Salut. Ce faci? Stau așa, tu?
Păi și eu tot așa. Ce-am vrut să te întreb? Acum ești YouTuber, nu? Da. Și îmi dai și mie canalul tău de YouTube? Da. Cum te pogăsim? A, mamă, nu cred. Stai doar o secundă. Dacă nu te confund, mi se pare că te cunosc bine. Eu nu sunt ca copii aia sălbatici și încep să urle pe camere că te-au văzut. Nu sunt. Are 1350 de abonați. Și rog, ce să faci live cu ce să. Păi și eu fac YouTube. M-a apucat. Cu o medină în Paști. Așa. S-a început, acum încerc să... Da, te știu. Am mai dat de întâmplare peste live-urile tale. Ok. Faci muzică? Mhm. Interesant, ce muzică? Mai multe, nu știu, nu, orice dă-mi manele. A, nu-ți plac manelele? Nu prea. Bă, mă bucur, ești de-a meu, nici eu, bine, nu zic că n-ascult, sunt manele pe care le ascult, dar nu din alea cu morci, cu răniți. Ok. Mai mult. Te-am lăsat pe ele că nu vreau să te jignesc dacă au o fată. Stai, nu știu, de asta suntem pe aici. Da. Hai, te-am lăsat. Seară, faină. Tu l-ai găsit pe el înaintea mea pe YouTube, băga mea și pula. Eu până ca o telefon, până la în cur. Da, să vedem, uite că ne auzim și noi. Mamă, ce faci? Să te zic plăcere că am vrut pateu. Pateu, bruceci. Mănânci așa. Brânză de vacă. Am o întrebare. Brânză, brânză telemea de pe pula mea, mâncă vreodată. Bă, că mea și plouă, ce iubești tu, familia ta, să mă piști fete, să dau la mâie, eu, tot ce tu vede pe YouTube, să te-ți dau la mâie, să mișe mâncât. Bun, as. A fost bine, nu? Foarte. Cum te cheamă, de unde ești? Uite, zi-mi Suceava, locuiesc în Germania, mă cheamă Andrei, am 20 de ani, am mașină, foarte am bine, apartament. Foarte frumos, foarte frumos. Tu câți ani? Atâta, gata? Păi, ce altceva să zic? N-am 30 de ani, nu mă cheamă Bebe, nu stau în București și nu sunt din Germania. Ești... Hai de pula. Uite alt YouTuber. Băga mea și pula în părul vostru. Ce urât ce ești, mă? Bă, are mâncă, ai tricola pe tine. Am o fantezie cu voi să-mi bag pula, v-aș lua așa de păr, mi-aș băga mâine din părul vostru și v-aș fute în gură pe tăți. Am eu o fantezie cu tine, îți bag o ceapă în gură și te fut în cur și pe aia îți dau la mâine. N-ai cum. De ce n-am cum ca? Ai fața așa de pornist. Bă, șefule, păi dacă fac video chat, cum să nu am față de pornist? Îți bag pula în gemul de prun și vă ți-a la gură, mă. Mergi, mă, tu măcar ai cu ce stipi și pula mea. Vrei să-i arăt pula? Bă, stai că-ți lai pe YouTube, nu arăta pula, du-te în puii mei. Aaaa, bravo, mă, păi știi pe dată pula. Cum te cheamă pe YouTube, mă, să vii să-ți dau la mâine? Să vii să mă suși de pulă, că altceva n-ai ce să-mi faci. Ai și tu gadică, mă? Am două în una. Gagicile noastre. Să ne băgăm pula în ele. Da, na, aveți cum? Cu fețele alea. Bă, vrei să-ți arăt pula, ți-arăt pula la mâine. Bă, du-te morții tăi cu pula ta. Aaaa, ce știi, domnule, știi nică. Mă, mai trezesc cu vreunul că și-a dat pula când îți iau pe live. Și numai așa poți să-l cauți, să-l omori. Ce faci? Scuze, vorbeam cu cineva pe Discord că-s live pe YouTube acum și am dat acum peste unul că mi-arată pula și fiind live pe YouTube, dacă mi-arată pula nu e ok. Se duce live-ul în pule. Bine, nici nu tare important, dar... Câți ani? 14. 20. Casă. Ce faci, te joci sau? Da. Văd acolo că ai volanul de gaming, corect corespunzător. Ai cu pedale? Yes. Mamă, și ce jocuri joci? Forza Horizon 4. Păi l-am și pula de. Numai eu nu mă pot juca Forza 4, băga mea și pula în el de calculator. Nu îmi duce calculatorul. V-ați sau... duce, dar nu ai memorie să bagi. Îmi duce Forza 4? Da. A, auzi, că îmi duce și mie, dar nu am destul de memorie, că am avut un teraj. Un tera de hard disk și 125 de giga SSD. Și am rămas numai cu 125 de giga. S-a dus în pula hard disk-urile, băga mea și pula în ele, păi asta zic. Dar s-a dus un tera de hard disk-uri, băga mea și pula în ele. Așa de hard disk-uri.
Băi, nu știu, dacă tot ne-am întâlnit, poate intrești tu pe YouTube la mine. Uh-huh. Să la început, oricum. Orice sprijin contează. Ok, bine. Bine, nu mai auzi. Ok, să revenim. Bă, taci, Costi. Băi, Costi, băi, taci, băi. Ce faci, mă? Mai sunăm? Mai sunăm, hai. Ce comandăm acum? Două curve la pachet. Asta cred că fumează ceva, dar... Nu știu ce să-i spui. Auzăm... Spune. Îi spui că... Vei două țigări. La bucată, dacă poate să-mi aducă. Auzăm o întrebare. Ce? Fumezi cumva iarbă? Legale. Bași legale? Ok. Dreabă, da. Ai, spui două țigări la bucată. Doamne, aș nevoie de două țigări la bucată să fac iarba. Ok. Că nu am țigări. Dreabă, dacă usul cu ceai. Usuși ceaiul? Aaaa, putu-ți morții, mă, te-ai prins, cred că. Dar uite-te aici, că mi-o să fac eu să... Alo, bună seara, am nevoie de două țigări la bucată, dar urgent. Două țigări la bucată, dar repede, cât repede se poate. Te gândesc, cât mai joci după ce spune domnul Olteanu? Doamnă, crede-mă că... Dar eu sunt mare regele vizualizări, eu te-ai pus și pe tine în gura, uita când te-am putut în gură, dă-te-i morții, te-ai dat. Te-ai și la psiatrie și peste tot, eu te regele vizualizări, eu mă pici pe voi, vă dau la amuie, la ce vrei voi? Vai de porții mei. Mamă, dar ai canal de YouTube? Da. Cum ești pe YouTube? Ah, stai, Ben. Ben, e flow, stai, da. Stai o secundă. Chiar m-ai făcut curios. Mamă. Dar n-ai nimic care nu-ți vine amenzi sau chestii, de ce nu? Ha? N-ai plătit nicio amendă, nimic până acum? Nu. Mamă. Alo? Ei, tu o să te apărați 17. Am uit, ai vedeat. Alo? Am o urgență. Alo? Alo? Înapoi, bine, mă, hai că poate ne mai întâlnim mai târziu. Bă, omul e retardat de timpul la mea. Păi m-am dat și tili mare rum. Ești boxer? Da. Vrei să-ți boxezi și ție vreo două, trei bucăți așa? N-ai cum. Păi mie și mie de tine, ai dreptate. Nu, de asta. Dar ce, ești bun tare la bătaie? Vai de capul tău. Bău, ce știi să faci? Dau cu pumnul. Dai bine cu capul. Dau cu capul. Dai deci... bine cu cap. Ca berbecul. Dai bine cu capul în pulă? Nu, nu. Ferească Dumnezeu, îmi place așa. Dau bine cu capul, lovitura și cadavru. Ce skill-uri mai ai, frățiorul, de mai de zici că ești așa bun? Ce dau cu mai pumnul de mare dițel în vacă, dacă știi. Coaie, dacă îți dau un pumn de treabă la spital, dacă te-a bătut calul în curte, coaie, ce dracu să bastă, ești nebun la ba, cap. Mă, ți te încorda, ce crezi că nu mă pot încorda? Uite-te la tine, puiuțul meu, zici că ești picioare. Model de... Ridică-te zici că ești model de schelete, ia. Mamă, dar de unde era pe deaua aia? Ce crezi? Frățiorul meu. Stai o secundă. Ce anume? Vrei să-ți aplic două bucăți sau? Care e problema? Că nu te înțeleg. Coaie, zi-mi că glumești în pula mea, pregătă-ne. Cu ce-ți glumesc? Coaie, așa-ți de jos în aplică, nu ești. Nu e, dar... nu e ok, bro, ce se întâmplă aici. Ce anume nu-ți place? Frățior,
Trebuie încă o dată, faci mișto sincer, fără Caterinca. Eu? Fac panorama, nu mișto. Crăi! Dar de ce zici că fac mișto? Că dacă spun un geam la burtă, se vede cum se luptă foamea în tine, adică ești bulagiu. Nu e adevărat. Crede-mă că dacă pun mâna pe tine, te rup în două ca pe un Styx. Stai că am luat și-o tricou pe mine. Îți rup brațele alea și bag... Ce faci cu brațele mele? Îți rup brațele alea și bag cu ele până scris cartele la loc. Ce? Vrei să te minți sau? Ce? Mamă, cum râde asta și gubești ăștia? Cum faci rup brațele mele, mă? Îți te prind, îți rup brațele și te bag cu ele până scris cartele la loc. Bă, cu aia e ultima ta șansă, că mă leg la șireturi, să te râs. Mamă, ultima ta șansă, că mă... Și ce dacă te legi la șireturi? Mă leg la șireturi, cu aia, să te ultima ta șansă. Stai că mă leg și eu acum, le legăm amândoi în căldă. Păi să te legi, dracu, să te legi, ești nebun. Eu cred că... Adică, carul meu, a venit radio... Cum te cheamă pe tine? Andrei. Andrei Radiografie, ce faci, fățior? Uite, da, măi, la curioși. Oua, stai că mă întâlnesc în pol. Mai văzut nebunule când stai și vorbești prost? Ai văzut ce se întâmplă? Mă bate Dumnezeu. Și nu te vezi, mă, dracu, ești nebun că ești coală, ești mapă de pus în plic. Ești lat la în spate, bă, tu ești lat în spate ca biscuitele în dungă. Dacă știi despre ce vorbesc. Păi sunt lat în spate. Cum e biscuitele? Nu știu, eu sunt lat în spate. Câte kilograme ai, drăguț? 75. Și vorbești tu de bătaie la 70 de chile? Da, dar aveți la 75 de chile mele ridic 220 de chile. La ce? Oriunde vrei tu, ți le ridic din orice poți să vrei tu 223 de chile. Le ridici din orice poți să 223? Și la piept, și... Deci stau în picioare și să ridic 223 de chile. Fără nicio problemă. La umeri așa? Să le ridic în sus n-am încercat, deci spun sincer asta n-am încercat. Dar la piept așa împingi 223. La piept împing 223 din poziția asta, ridic 223. Deci mamă, ești puternic rău de tot. La modul ce mai faci tu? Acum ce mai faci tu cu 223? Cam atât. Ești puternic. Merg, ce mai ești? Deci tu cum... Deci tu cum ridici 223, zi-mi și mie. Faci genul cu 223? Ce fac? Genul flexiuni tale. A, nu. N-am încercat. Deci tu ridici 223 și mai și împingi 223. Cam așa ceva. Mamă, ești puternic rău de tot. Ce skill-uri mai ai? Da, bun, ar fi că dau cu capul. Bomba și cadavru? Bă, eu ți-am zis ce mi se pare mie, că gen dai bine cu capul în pulă, mie așa mi se pare. Nu știu, mie mi se pare că tu cauți anturaje. Dar păi, cu tine să-mi caut anturaj? Bă, că cu mine să-mi cauți anturaj acum. Eu în tine vreau să trag niște muie, să plantez un pic. Dar n-ai cum. N-am, că ești prea puternic. Garantez că dacă ți lovesc, mușchii aia făcuți pe proteine, aia nu funcționează. Mi se pare că ești imbatabil, așa mi se pare. Deci dacă te văd, dacă stau un pic să mă uit, mi se pare că tu chiar ești un camarad imbatabil. Cred. Sincer, de tine nu se atinge nimeni. Nici femeile, doar pulile. Nu spun că nu. S-o atins și de mine, stai liniștit că mi-a luat bătaie, nu zic că nu. Nu sunt din ăla. E normal că ți-e bătaie cu gura asta și că crezi și eu că ți-a luat bătaie. O dată mi-a luat bătaie. Hmm? O singură dată mi-a luat bătaie. Atât? Atât. Și în rest nu te-a mai bătut nimeni? Absolut nimeni. Mamă, ești imbatabil. Câți ani ai? 20. Oh. Și de unde ești, mă, frățiorul? Din Suceava. Mamă, ești moldovean. Vrei să mă cauți? Nu, frățiorul, mă, mie-mi e frică de tine. De când mi-ai zis că ești imbatabil, mie-mi e frică de tine. Dar nu-i de frică, nu, deci nu vorbește nimeni de frică. Dar eu zic așa ca chestii, cum mai sunt din ăștia care mă întreabă de unde ești, probabil vor să mă caute. Dar în cel mai rău caz, dacă vreți, pot să vin eu să ne întâlnim, fără nicio problemă. Să vii tu să ne batem? Uite, 400 la era mulai. Dar nu neapărat să ne batem. Dar ce vrei să facem, frățiorul? Păi nu știu, poate ai vreo problemă cu mine, le puteam rezolva. Nu, frate, nu, eu cu tine nu mă bat, frățiorul, nu mă bat. Eu nu sunt cu bătaia, știi? Am înțeles că ești live și ai 400 de oameni pe live. Ești pe Discord? Nu, e scumpă aia pe Discord. Nu. Am fost demascat. Pe de rău e Emil Ion. Bine, că și eu acum încerc să fac YouTube. L-am auzit. Îmi place, te descurci bine. Să le mai zici la oamenii așa că ridici 223 la piept. Ești bun. Mă, dar aici chiar n-am glumit, deci cu treaba asta chiar nu glumesc. La modul cel mai serios. Când vreodată, dacă tu mi-arăți mie că ai făcut 223 piept,
Eu mă jur pe ce vrei tu că fac orice vrei tu. Îți fac promovare deci, două luni de zile în fiecare zi. La, deci la... dacă tu mi-arăți tu mie că tu ai... Deci dacă tu mi-împingi cu brațele alea 223 la piept, eu mă țin de promisiune. Bă, 223 la piept. Ok, fără nicio... Te auzi ce vorbești? Dă-mi Instagram-ul tău. Fără nicio Caterinca. Emil... Emiluț și încă 3DW. Stai o secundă. Deci dacă tu mi-e... Ce dracu vorbim aici, ești nemun de avioane? Bine. Noi ți-am zis, deci... Stai o secundă să răspund și la un mesaj. Hai că ți-aștept aceea, de ce îmi trimiți? Dar nu, nu-ți trimit nimic momentan. Că n-am cum să-ți trimit. Dar cu prima ocazie, crede-mă, cu prima ocazie, când ajung într-o sală de forță, că aici în Germania momentan nu se închise cu corona. Băi, frățiorul meu, când ridici 200 de chile undeva, e imposibil să nu filmezi. Păi asta și zic, înțelegi? Asta și zic acum, nu. Mă. Dar nu, că asta... Că n-ai ajuns încă. Asta e și ideea că... Asta e și ideea că am ridicat la muncă 223 de kg și nu mă filmează nimeni la muncă că ridic eu 223 de kg, înțelegi? Că eu nu-s din ăla ce merge... Băi, frățiorul meu, tu nu știi ce înseamnă 200 de kg, eu sincer îți spun. Nu, nu înțelegi. Bă, ce înseamnă 230 de kg. La 15 ani ridicam 130 de kg. Ce trecut să ridici, băi, tu ești sănătos, te uiți ce spui? Băi, eu am fost powerlifter, tu îmi spui mie de ridicat, ești nebun. Nu, dar tu văd că nu vrei să mă înțelegi pe mine. Chiar deloc. N-am cum cu aia, una e când ridici și alt... Băi, nu vorbim, what the fuck. Nu e adevărat. Să moară bar... What the hell? Da, nu, deci 200 nu... de chile? Crede-mă că tu nu știi ce vorbești. Bă, poate nu știu, nu contest. Na. Bine, frățiorul, te pup, ți-am zis, cu prima ocazie să-mi trimiți cum, cum împingi 223. Uite acum, îți dau follow pe Insta. Și să deseamnă, dacă tu îmi ridici mie 223 la piept, auzi, eu îți trimit, eu îți fac promovare două luni. Hai să facem altfel. Că tot zici că ai canal de YouTube, câți abonați ai pe YouTube? 200, cam așa. 200 de abonați? Da. Sau 200 de mii? Nu, 200. Nu, cred că ai 400 de oameni pe lemne, cum să ai 200 de abonați? Am 20 de mii, cam așa, și? Ok. Ești din București? Nu, sunt din Cluj. A, perfect. Vezi că eu acum sunt în Germania pe 6. Nu știu, deschis sale de forță prin Cluj? Sunt. Ok. Pe 6 iulie, acum că ești șalef, mă aud de lume. Pe 6 iulie vin în țară și prima oprire o fac în Cluj. Dacă vrei ne întâlnim, fără nicio problemă, nu-i de bătăi sau de câte chestii astea. Nu zic că nu. Mi-a luat bătaie, știu ce înseamnă să-mi iau bătaie, nu-i vorba de bătaie. Păi, n-ai cum să te bați cu mine. Eu nu mă bat, dar n-ai cum să te bați. Bine, nu-i vorba de bătaie. Probabil n-am cum să mă bat în film. Eu am 12 ani de arte marțiale, eu nu vorbesc de nebunie. Eu okay, am toată viața în arte marțiale. Ok, păi, ce pot zic? Bătaie e pentru protecție, nu pentru bătaie, ca să dai, înțelegi? Păi tocmai. Okay. Dar cu cea mai mare plăcere, dacă vrei ne întâlnim când ajung, eu pe 7 iulie ajung în țară. Cu cea mai mare da? Plăcere ne întâlnim, mergem într-o sală de forță și îți ridic față, în fața ta, îți ridic 223 de kilograme. Na, păi, deci ți-am propus ceva neevitabil. N-ai cum să eviți chestia asta. Oricând, frate, oricând. Dacă chiar vrei... Merge la un antrenament, nu e bai de asta. Dacă chiar vrei să-ți dovedesc o chestie, eu ți-o pot dovedi fără nicio problemă. De. Și nu-i de bătăi sau oricând, de câte. Frate. Dar îți pot dovedi, cred că... Câte ai tu? 20. Câte ai tu? 20. Ai 20? Nu. Și câte chile ai? 75? 75. Deci tu la 75 îți triplezi forța la piept. La ce vrei tu? La pariu bat cu tine. Mă. Ești departe, puiule. N-are cum. Eu ți-am zis, ești departe, frate. Nu știu, probabil tu ești pe afară subiectului, sincer să fiu. Da, cred că asta se întâmplă. Cred că sunt eu un pic în afara subiectului. Ești? Crede-mă că mulți sunteți pe din afara subiectului. Voi nu știți ce înseamnă, nu mă plâng eu că am fost cioban la ori și chestii astea că n-am lucrat așa ceva. Dar am lucrat muncă brută și voi ăștia care faceți sală și bătăi și sporturi din astea, voi ăștia nu știți ce înseamnă chiar munca în sine și cam ce se întâmplă cu organismul tău când muncești, înțelegi? Ce se întâmplă cu organismul când muncești? Deci ce vă dezvoltați voi la sală în 6 ani de zile, eu dezvolt în 3 luni de muncă, înțelegi? Mamă! Pă bune? Nu mă umflu ca voi, că voi sunteți pe proteine prostii din astea, atât n-am cum să am masa musculară a voastră. Dar forța o am de 3 ori cât a voastră, cred. Bă, ești deci nebun. Ca forță. Asta n-am știut, chiar serios de la muncă faci de asta că n-am muncit în viața. What the fuck? Asta n-ai cum să spui că n-ai muncit, că ai muncit sigur, dar îți zic eu ca chestie. Bă, nu știu, eu ți-am zis, eu stau la oraș, eu nu știu, n-am avut gen pe unde să... Nu cred, păi... Deci tu zici că, mamă, să moară așa. Nu vine să crede. Deci tu zici că dacă vreau să fac forță, să mă duc la sală. Nu merge cu sală. Ți-am zis, puteam și eu să merg la sală. Să mă duc la muncă?
În 20 de ani aveam tot timpul din lume. Dar eu nu vreau mă să muncesc, eu nu-s cu munca și cu astea, nu. Dar eu nu zic că nu, băi, asta e Caterin, că acum pe tine îmi dau eu seama cu YouTube-ul, dar... Oricum ar fi, în orice caz, ți-am zis, deci... Ce face un om care muncește, nu poate face unul cu sală și cu prătenii, crede-o. Niciodată în viață să nu mai compari merele cu perele, ai înțeles? Am muncit toată viața mea, toată tu? Viața mea am muncit. Tu? Și tu îmi spui tu mie de muncă cu aia. Dar și eu băi, muncesc. Ca... Hai să lăsăm dracu vrăjeala, am muncit la câmp, la saci, la ce vrei tu, la beton, la ciment, la ce vrei tu, păi am muncit. Păi tocmai despre asta vorbești și eu. Cum zici mie de forță, cum zici mie, faci tu între luni ce fac eu în 6 ani, când vreodată așa ceva. Păi îmi dai o săptămână să mă încarc, îmi dai o săptămână să mă încarc și nu-mi bați tu mie recordurile, nu-s de 200 de kg la piept. Ce recordere? Nu-mi ping 200 la piept. Ce recordere? Eu am 170 la piept, n-am 200 la piept. Ce nu știi ce vorbești cu aia. Ce recorduri ai tu? Spune ce recorduri ai tu. 170 piept, 200 genul și 230 sau 225 îndreptări. Nu am trecut la nici, la niciuna n-am trecut de 220. 700 de kg ți-am ping la picioare. Ce? Unde mă? La presă? Exact. Unde pula mea să împingi tu 700 de kg în presă cu aia? N-au ăștia la sala de forță ce pot ridica eu, sincer. Doamne, tu te auzi ce vorbești? Mă aud și sunt foarte conștient de ce vorbesc. Băi, coaie, tu vezi ce dă-i, bă, băiatule, tu te auzi ce spui. Foarte clar, crede-mă. Bă, tu ești vreo forța naturii, tu ești vreo cireașe din astea neculeasă din pom. Eu am pus coada la prune. Băi, tu ai pus coada la prună, tu ai inventat apa caldă și roata. Să-mi bag pula dacă băi, ce să faci, mă, tu? 700? Liniștit, fără așa, sincer, bă, frate, ce tragi? Fără, ce tragi pe nas? Fără Caterin, că nu vreau să... Eu nu trag nimic, nici nu beau, nici nu consum. Băi, fără, nu, zi-mi ce tragi, că bași ceva, dar nu știu ce bani. Absolut, țigări normale. Sincer. Țigări normale. Vezi? Asta. Deci să mă rog, dacă mi-e vorba aia, tu ai scos nuca din coajă, jur. Să-mi bag... Deci nu, tu e... Uite așa sparg nucile, cu două degete. Ce record... În două degete sparg tu nucile, ce recorduri mai ai? Orice record vrei. Băi, ești amuzantare, să mă rog, zici că ești vărul păpușii Barbie. Ce recorduri astea mai ai? Orice fel de record vrei tu poți să bat. Nu le-am încercat pe toate, da. Îmi pun mintea și le bat pe oricare vrei tu. Bate orice record vrei tu? Orice record vrei tu. Mă pui și la Scandenberg. Depinde. Asta nu pot să garantez. Mă, am încheieturile mici, nu e. Cred că mă dai și la Scandenberg dacă te superi un pic. Ai încercat vreodată să legi o mașină de tine sau un tir să tragi de el? Da. Cred că le tragi și pe alea. Tirul nu, dar mașina mică o trag. Limuzină trag după mine. Mamă, ești puternic tare, ai tracțiune multă. O mașină Berlin o trag după mine. Păi dacă tu împingi 700 de kg, tu putere Newton în picioare nu ai ca să tragi un tir? N-am încercat, că nu mă pot duce altcineva să spun, bă, dăm tirul. Mi-am tras mașina mea, singur. Și ai putut să tragi mașina. E scapabil, e chestia asta și chestia asta ți-o pot dovedi. Trebuie să caut cineva să mă filmeze și să pot trimite pe Instagram chestia asta. Nu, frate, nu, că te crede, ești nebun, te crede, nu. Că și eu mi-am mai tras trabantul și matizul. Mai făceam și-o de-asta. Dar eu trag un BMW. Tragi un BMW de la de 2 tone? Păi, mă gândesc eu, că BMW-urile sunt mai grele așa. Ești puternic, sincer. Păi, tocmai. Nu... Ce de-astea mai ai? Cât ridici la biceps așa dacă ar fi să iei? Nu știu, eu n-am făcut sală, sincer să fiu, niciodată. Ridici măcar 80 de kg la biceps? N-am încercat. Stai să văd, că am pe acasă niște gantere, cred că vreo 40-50. Ai gantere de 40? De 45. Le ai la tine acolo măcar? Nu, sunt în România. Ah, parcă îmi pare rău că nu poți să-mi arăți o demonstrație. Bă, nu știu ce vrei, mă duc să iau frigiderul în brațe sau ce, cu ce te pot servi? Nu, frățior, nu, să nu iei frigiderul, ești nebun. Eu, un calorifer, să fac cu caloriferul, cu patul, cu nu știu cum. Nu, frățior, ferească Dumnezeu, să nu pui mâna pe ei, nu. Nu știu cum aș putea să te mulțumesc. Ferească Dumnezeu, frățior, ferească Dumnezeu. Te văd foarte revoltat în seara asta, nu știu de ce. Pe tine? Nu știu, nu pe mine, ești așa, revoltat în general. Îmi pare amuzant, frate, nu, eu ți-am zis. Pe? Să moră dacă te mint. S-au umflat mușchii pe tine, ai crash tu 2 saci de ciment, s-au umflat mușchii pe tine, iartă-mă. Dar n-am cărat numai, asta e ideea, că n-am cărat numai 2 saci. Și mă rog, ai crash tu 70 de saci într-o oră și acum ai... Dar nu într-o oră, am cărat destul de mult. Am înțeles. Bine, frate, ți-ați pe 6 iulie te aștept, pe 7 iulie te aștept la Cluj. Ok. Să-mi arăți cum împingi. Din ce problemă? Băi, ți-ai zis, dacă mi împingi măcar 150 la
Ce, 130 la piepte și departe. Ok, mai vorbim. Vorbim de mult 130 pentru tine. Vorbim deja de dublu greutatea ta. Ok. Mă înțelegi? Vorbim. Nicio problemă. Fără Caterinca. Dar nu e niciun fel de Caterinca. Ești sens. Îți dau 130 departe. La Geno maxim 140-150 nu îți dau mai mult. Și la îndreptări hai poate 150-160, cam așa. Nu îți dau. Astea sunt recorduri de alea mari pe care maxime ce. La îndreptări cât? 150-160 cam așa. Păi eu la îndreptări am ridicat 223. Ai pus mâna pe bară și ai ridicat 223. Păi asta că eu n-am ridicat-o, păi știi cum vine treaba, că să ridici o gantere, o haltere, o chestie din asta, e foarte simplu, care e bara mică. Dar ridică tu o ramă de metal de 223 de kg și vorbim după aia. De ce mai ridicat-o dintr-o parte, mă, n-ai ridicat-o din de tot. Tu înțelegi că o pus rama de metal pe două buturuși de lemn și a trebuit o persoană să o ridice și să o țină în brațe cât o montau aia sus? Tu nu pricepi treaba asta, rămânește? Se pare că glumesc sau... Nu știu da, ce. Da, sper că glumești. Eu chiar abia aștept să văd ce grip puternic ai tu de ții tu o bară de 200 de kg. Abia aștept să văd cum tu ai grip. O ție, da, ți-am să abia aștept să văd să văd gripul și antebrațul. Abia aștept. Spre dezamăgirea ăstora care fac sale, eu chiar țin. Deci tu duci cum ar veni. Destul de mult. Ți-am să abia aștept să te văd, abia aștept. Ok, păi rămâne să ne auzim. Clar. Te pup, frate. Baftă pe live, seara faină. Stai grijă, te pup. Ciao. Auzi-le și pe ăsta cu sala. Ajută, ajută-le. Mamă, stai că mă sună Daria. Abia aștept. Bună, Daria. Ce faci? Uite live pe YouTube. E live? Mhm. Dar stai să vezi că m-am întâlnit acum cu unul. Face sală. Și eu. Deci acum la modul cel mai serios, fără Caterinca sau chestii de genul, eu ridic 223 de kilograme. Deci ți-am zis, fără nicio Caterinca, eu ridic 223 de kilograme, fără sală, fără porcării de astea. Și era ăsta cu sala lui și am zis de 223 de kg, ăsta YouTuber, și are vreo 20.000 de abonați. Și urmează să mă întâlnesc că să fac o demonstrație. Omul chiar vrea să vadă. Da, da, asta mă. N-am înțeles. Da. Intrase în polește că am văzut că nu răspunzi și mă plictiseam. A, dar n-am văzut. M-ai sunat pe Instagram sau pe... Nu te-am sunat, nici. Mă prinsesc ăsta. Mă prinsesc ăsta cu... Pardon, cu... Sala lui. Asta e și ideea, știi că eu nu fac sale și nu se așteaptă nimeni la chestii din astea. Băi, eu trebuie să-l contactez pe Dorian Popa. Ce Dorian Popa? Să fac un challenge cu Dorian Popa. Da, băi. Da, tu știi că n-ar fi rea ideea că omul e pe sală, e pe chestii de genul? Și aș putea să merg să-i fac niște demonstrații și lui ăla. Doamna, păi, tocmai. Da, da, bine, că nu pot să mă duc la el. Uite pe Instagram-ul lui, trebuie că tu ori ridicat. Dorian Popa? Nu, ăsta. Cât ori ridicat ăla în pula mea? Stai, când dar peste unul din Cluj, YouTuber, nu știu ce, că ridică el, că face, că băga mea și pula în familia lui diferă. Stai că noi ăștia după Omega, nu știu cine vorbește. Dar cu cine ești? Cu Diana, e Omega. Mamă, te-ai făcut roșcată bună. Cum ai zis că e pe Instagram ăla? Ți-am dat link-ul pe Discord. Dă-i domnul mai click. Okay. Sau pe Facebook, pe Facebook ți-am dat. Stai. Stai că m-am făcut curios. Dar ce greutate ridică? Că Melenie se caută acum. Nu știu, n-am înțeles, stai să mă aud. Ce-ai găsit tu cea mai mare, așa ce pare cea mai mare greutate? Bă, care ceva recorduri? Că, stai, cât zic am. Ce mi-ai făcut azi? Deci, astea sunt de 10 kg, alea puțin mai mare de 10 kg, cât ar fi? 15? Cam așa. 30, 60, 70, pe o pare 140.
Da, omul ridică 140 de kg și ăla spune în gură cu mine la greutăți și la porcării. Om, decât să pop pentru 35 de kg la biceps. Să mori tu. Cred că pe o mână. De... Ce să mă și eu? Ești vrăjitor, ești supărat. N-are mă nimic. Că mi-ai furat inima, mi-ai vrăjit inima. Aaaa, ce frumos. Ia, aia și că mă filmez. Da, nebunule, te filmez, numai asta nu fac. Ce pula mea? Ce dracu te-a înjurat ăla? Nu eram, ți-am zis că pe live, știi, și eram mai devreme, am dat peste unul și a început să mă ajut jos că mi-arată pula fraierul și eram pe live și i-am dat skip dacă mi-arată ăla pula pe live, îmi închideau ăștia live. Dar nu știu cum tu ai zis că faci duș cu telefonul în mână? Da, băi, atunci când m-ai sunat, eram în duș. Ok. Dar am văzut că ai răspuns și ai închis repede, sau nici n-ai răspuns. Că... Nu, 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 ai zis că... Nu, că te-am sunat pe cameră, stai că acum mai m-am amintit. Nu știu, frate, deci pe bun. Ma, uite-l și pe ăsta. Mânca, faci sufletele voastre. Bă, tu știi cine s-eu? Cine? Am pus coada la prună. Nu, nu, nu. Serios? Și că am pus coada la prună. Dar pune microfonul la în gură, că te aud, zici că vorbești în borcan. Am zis că foarte bine a făcut. În cel mai rău caz, ai putea să vorbești într-un borcan și asculte mai târziu când am timp. Nu e nicio problemă. Hai, te-am pupat. Mamă, dar ce bad girl ești. Dai skip. Mamă, îți dai seama. Măi, Diana, dar așa ești de brea? Dai skip dacă mă găsești pe YouTube. Conacu? Mamă, dar e cringe tare situația. De care de 15 ani? Uite, peste aia am dat și eu în pula mea. Unul din aia au zis că mi-arată pula pe camere. Ce fac mă cu tine, că eu am 20? Mamă, de unde ai apărut? Muma pădure. Asta-l pula ta, că de unde era. De ce vă puneți mâna la gură? De ce vă puneți mâna la gură? Uite-o și pe asta ce nas are, zici că Pinocchio, Rudolf. Am dat peste Rudolf. Stai, frate, puțin, vorbeai cu mine? Cine tu desenat în halul ăsta? Și cine ți-a pus ție preocuparea asta pe umeri? Păi nu știu, poate vrei să iau o radieră, să te ștergă, vă, ți-ar că place, în loc să ne certăm, să-ți prijin picioarele pe umerii mei? Ce anume? În loc să ne certăm, ți-ar face plăcere să-ți prijin picioarele pe umerii mei? Ca între prieteni, umeri craci, mă, umeri. Vrei să mă sugi? Dacă vrei și tu, dacă te speli. Dacă nu, nu. Nu, 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 nu. Nu, nu mă bag la treburi din astea. Mi-mi plac fetele. Da. Dar unde te bagi? Îți bagi pat în pat? Ce anume?
Te-ai pus patul în pat? Patul în pat? Păi așa pare acolo. Ce e acolo? Acolo? Păi am un colțar mare, are 3 metri și 10 pe 2 metri, că eu așa dorm, am nevoie de un pat mare. 3 metri și 10 pe 2 metri, că el doarme pe un pat mare. Am înțeles un fel de teorii de-astea de șantier, dar nu, că nu, dacă nu le cunosc, îmi par așa. Deci mai bine nu dezvoltăm asta cu metri, cu colțar. Care, mă, care s-o lua de mine băgaia și pula în suflet? Să dea Dumnezeu să-ți moară părinții de ziua ta. Să mă suși de pule cu urările astea tale. S-o fută pe măta ala care s-a luat de tine, frate. Dacă vrea și ea, dacă nu, nu. De unde vii glumele astea, mă, băga mea și pula? De la Vaslui, din capitală. A, păi clară treaba Vaslui, tate. Beți, antigel din mașină, băga mea și pula eu. Avem paturi, cum să le mai punem unul pe păi antigel din mașină și faci figuri pe Omega, îl băga mea și pula să îmi bagă în capul tău. A terminat. Și uite, îți promit că dacă te mai găsesc pe Omep aici, nu mai vorbesc cu tine, că mi se pare că ești super plictisitor și n-ai nimic frumos în tine și îți dau un next și acum și dă-ți le viitoare. Bă, băga mea și pula, bea antigel din mașină și vii cu glume din astea la mine. Gata, că te-ai repetat și gluma și tot, ți-ai inspirat și timpul. Te pup să-ți dea Dumnezeu sănătate pe lumea elaltă, nu aici. Du-te. Și ne auzim, la revedere. Mamă. Da, din ăștia, pe, ce beau antigel din mașină ăștia din Vaslui, ce beau antigel din mașină și vine cu lumii la mine. În camera. No, dar ce? Aba, nu stai cu mâine încă, dar știu ce. Ce faci, fratele meu? Uite-l, bă. Uite-l pe ăsta. Care e ăsta, măi? Arată-i la fața ta, mâine, bă. Păi, dar fața ta, arată acum, pe camera. E la fața ta, arată, nu la fața mea. Hm? Nu te văd de la fața ta. Nu mă vezi? Băi, nu te aud. Nu mă auzi? Cum să nu mă auzi? Nu știu, bă, frate, nici nu te aud. Mă aud ăștia pe YouTube și nu mă auzi tu? Nu te aud. Acum te aud. Na, păi, mă, ba, mă auzi, ba, nu mă auzi, nu știu ce faci. Hai bine, frate, te lași faci treaba acolo. Nu, frate, era fumat. Bă, am dat mai devreme peste unul băga legale. Și o sunat. Am dat peste unul băga legale și o sunat nebunul la 112 și mi-a dat mie să vorbesc și am vorbit la 112, am comandat pizza la 112. Și la un moment dat îl sună ăștia la 112 și chiar îi știau și numele și tot. Mamă, Diana, vezi că așa a început și cu mine. Și a terminat prost. Vezi cât se mău sunt pur. Uite, s-o banane în seara asta, vezi, m-am făcut ca o banane. Galben. Uite, uite-l și pe ăsta. Bă, oprește-te, disperatule. Bă, ce pula mea cu tine, copilule? Uite-l, bă, pe ăsta, ce faci, ești nebun la cap? Băi, băi, ești, ai băut prea multă cola, ce dracu, mănânci zahăr cu lingurița? Ce? Mamă, tu nu joci într-un serial cumva? Nu! Ce frumos ești să-mi bat pula, că auzi de post. De ce o fată nu vreau să steau? Păi nu o stau fetele cu voi de astăzi prost. Uite. Te-ai uitat? Mă, bată Cristian, ce pula mea vrei? Merge, mă, băgat, mi-aș pula în gura ta. Du-te, mă, și spală-te pe față și curcă-te. Închide la curvă. Bă, curvă-i măta, cum vorbești așa? Fută-te în gură de fraier să te astup. Vezi că prietena ta suge pula la toată strada. Cine-i prietena mea? Aia care vorbește acum. Bă, auzi, Darea, ce zice omul? O zis și ăsta, uite-l, vezi cum arată, nu? Cu fața aia, o zis că... Nici nu pot să zic ce-o zis. Că nu s-a tăiat. Zi, bă, ce-mi repete ce mi-ai zis. Mânca mea e pula de fraier. Uite că i-am dat schi, băga mea și pula eu ce prost. Ce-a zis? Nu pot să zic eu ce-o zis el.
Crede-mă. Mamă, dar cu cine sunteți acum pe Omega? Bă, dar ce mă pune clar de teamă, bă, iubat! Ce la fel, bă! Cine să mărezi din eu, ce-o costep? Bă, de să văd cu cine vorbești, că mi se pare că vorbiți cu un YouTuber. Stai roșcată cumva. A, vorbiți cu ăsta e ăla la care trebuie să-i demonstrez eu 223 de kilograme. Cu ăsta. Ce? La ăsta trebuie eu să-i demonstrez că ridic 223 de kg. Bă, la copilor, ce faci? Te auzi tu, Raivă, lui. Stai să faci panorama pe aici. Nu pe mine. Mai de capul meu și-o jură astea. Pe altcineva. Aaa, nebine. Mamă, dar voi ce faceți ăsta într-o cameră? Că nu vă văd bine. Trei băieți. Ne futem. Credeai că fumăm așa? Ne futem, de fapt. Cum vă futeți? Vă futeți în cur? Păi, unde vrei? Cu vaselină, cu chestii din astea sau așa pe scoate? De fian, cu de la... Nu cu vaselină. Nu știu dacă... Nu știu, aș zice să încercați cu vaselină. Ai, de care, fii atent, de aia siliconică, de aia așa tu, te... Da. O da, skip. N-am observat. Mamă! Oh, oh. Bună, bună! Mulți să fătă între ei. Gata, dar... Mamă, du-te de aici, du-te, că mă bate femeia. Mai gata. Ce faci? Mamă, ce la gură? Ce la gură? Ai piercing în buză? Am piercing în pula. Dar ce ai acolo? Coș, mă. Îți ies un corn? Păi, dar vezi că pe nu se mai... Se vede Google, nu înțeleg cu... Ce pula mi-am făcut cu live-ul ăsta? Se vede din pagina, mă, trebuie să o blocate căcatul ăla, dai un refresh. Gata. Uite pe ăla, băgaia și pula în familia lui care te-a înjurat pe tine. Mamă, ce faci, bărbățap? Ești sub... Mamă, că o dat schip. Bine, astea își arată țâțile pe Omega, mie nu mi se pare normal. Bă, să-ți bag pula între ochi! Să-ți bag și eu ție pula în gură de fraier. Iana, ușor, mamă. Tu te-au și scos pe gură. Ai de capul meu ce tu să scoți pe gură. Diana, Diana. Diana, nu-i bine, să știi că chiar nu-i bine. Vai, Daria, ți-am văzut curul. Stai, liniștite că nu-i primul pe care îl văd. Băi, care vorbești tu, ce Dumnezeu, eu putul ăla-i sta lui Emiluța, ai sta așa. Mamă, ce faci mă, ai sugea degetul, băi, de pula mea. Ce faci, domnule? Nebunule. Mamă, iară tu. Ce draci ai pe tine? Hai de pula mea, ca de obicei. Ce zici, frate? Uite ce se fac în live pe YouTube. Ești live? Eu? Ești live. Stai o secundă. Ești live? Mhm. Ce puteau în prin cameră? Mamă, dar tu ai cercel în ureche? Da. Și eu mi-am pus unul pe o pulă ca să ne asortăm. Bă, și eu am unul de ora curului dacă te interesează. Ce faci, mă? Ce mi-ai făcut în ultima vreme?
Bă, frate, să știi că am avut un meci de box, am câștigat, din fericire. Frumos. Și acum sărbătoresc, beau niște whisky. Bă, dar nu-i bine, dacă faci și box și bei și whisky, astea nu se combină, din cât știu eu. Nu, că asta e o sărbătorire, pentru că am avut un meci pe care nu mă gândeam că... A, bei numai ocazional, nu? Da, frate. Și? Beau, fumez, mă droghez chiar. Mamă, dacă te și droghezi și fumezi și mai bei și whisky... Și încerc să faci box? Păi fac, nu că încerc. Păi da, ce pot să zic eu? Baft în continuare. Ai găsit și tu pizi de alea aia pe aici? Păi eu deja mi-am găsit și nevastă, nu numai pizi. Bă, frate, și eu am nevastă, dar mie-mi place să găsesc și gagici. Știi, nevastă, nevastă și gagici. Păi nu, dar eu aici mi-am găsit nevastă, pe omegăl. Câți ani ai zis că ai? Eu 20. Aia, mi-e înainte. Mersi, tu câți ani ai? 26. 26? Da, frate. Apoi eu nu mai vreau să ne întâlnim, că nu mă pobat, era 20 până 26, nu merge. De ce, frate? Vârsta nu contează. Păi dacă ne batem de la egal la egal, ce înseamnă asta? Nu, frate, că n-are rău să ne batem, că mi-e milă de tine, n-aș vrea să... Tu ești ăla de dai de behăi? Nu. M-am întâlnit cu unul când dă de behăi. Nu, frate, dacă ar fi să mă bag cu tine maxim, să-ți dau un semn de 5 minute. Băi, eu am zis că dacă m-aș întâlni cu tine, ți-aș rupe mâinile și ți-aș bate gălile până să-l crești altele la loc. Crede-mă. E greu, frate, că eu am să le duc în braț. Na, până atunci, hai că te las să ne mai auzim. Bine, frate, hai. Seară, bine. Iar o Venezuela, mamă, bună, ce faci, viața mea? Daria, uite aici. Mi-ai internetul ăla. Nu-l vezi pe ăsta. Bă, ce faci, mă? Zic cu hello, gândeam să fac engleză. Ah, you are from Venezuela. Hello. How are you? What? I don't hear you. Azo, okay. Do you have girlfriend? Look at this pasta. Touch it. Just touch it. Nu-i problemă, Daria. Trebuie să văd eu. Stai o secundă. Stai. Uite ce-mi place când stai așa. Mai fă o dată. Ce drogă e la gură, băi, mamă. Uite peste ce ne-am dat. Am dat peste o fată. Mamă, la ce te gândești? Fratele meu, salut. Salut, fratele meu, ce faci? Ce o să fac, fratele? Uite pe o melană. Te las, brodere, hai. Hai. Aole, și pe ăsta că te las, brodere. Mamă, salut. Salut, salut. Ce faci? Am întrebat de toate. Uite, fumezi o țigară și... Uita la frate, mi-a tot ce faci. Te uita la frate tu? A, stai că semănăm. Îmi lipsește barba. Bă, dau eu jos, nu-i problemă. Da, băi, așa e mai convenabil, că până crește mie durează. Dar dacă dau jos, după asta spre tânăr. Da? Blonză. Mă ești combini cum... și cu o fată? Ești cumva acolo? YouTuber? Da, sunt YouTuber. Cum ești pe YouTube? Mă combini și cu o fată de acolo? De la păi nu știu, că abia mi-am găsit eu. Nu vreau să o dau. Bine, Alexandra. Îmi zici că dai cum astea? Păi... Bine, că nici tu nu ești din astfel, asta vreau să spun, Sanche. Păi pentru mine e foarte bună. La suflet? Hmm? Da, suflet? Păi bună, din orice punct de vedere. Las că e bine, frate. Doamne ajută să vă țină. Spor, în continuare, mersi. Mersi, te salut. Ciao. Dar de ce ești supărată, Daria? Vezi că dacă te superi, tu mă supăr și eu. Și plâng.
Vezi că m-a zis pariu că nu vă nimic aici, așa. Uite, și acum a plâns. Man, mă, băga mea și pula în familia ta care urle ca disperat. Hai, băi, am făcând, băi, ce unul cu animalul. Scuze, stai că eram, eram. Băga mea și pula morții tăi și familia ta. Asta, asta a fost greșită. Stai mă, că aveam deschis altceva pe deasupra de Omega și n-am văzut cine urlă în microfon în căști. Ce face, mai sună la ăștia cu 112? Mamă, da, hai, leu, doamne, ferește. Băga mea și pula morții tăi și familia ta, zice, de zic. Băga mea și pula morții tăi și familia ta, spune ce ai de zic, că mă pișcă. Mamă, dar nu, bă, nu mă mai ieși. Băga mea și pula morții tăi și familia ta, zice, ai de zic, că mă pișcă tine. Băga mea și pula morții tăi și familia ta, spune ce ai de zic, că mă pișcă tine. Vă piși pe tine și-ți dau la muie. Zi mă, băga mea și pula în familia ta și morții tăi, spune ce ai de zic, că mă pișcă tine. Zi mă, zi, sună la 112. Nu, mai sună în cisli, mai zici, că nu mai răspund. Mamă, dar ce cap ai? 0-9-1-1. Dar nu m-am sunat, bă, cu ai. Nu, nu. Uite, cu băiatul ăsta am sunat la 112 mai devreme și am comandat pizza la 112. Omul bagă legale, băi, prăjit cu totul. Să mor tu că sunt prăjit. Ești copt, ești făcut la cuptor așa frumos, cu legume asezonat. Păi știi, bă, cu o legală face cât 10 ierburi la o dată, o legală. Păi, dar eu știu ce ierburi. Cum te prăjești o legală, nu te prăjești iarba. Păi dacă îi prăjește, coai, îți dă de... îți zboară capul. Dar cum îți dă racheta, așa îți dă legal. Băi, nimă, ce pot să zic eu, că ne mai întâlnim, că bă, când ne-am întâlnit a 5-a oară în seara asta, că ne mai întâlnim. Te-am lăsat eu. Hai mă, spun, îi spui că vrei două țigări la bucată. Sun acum și cer eu două țigări la bucată. Cu cine vorbești acolo? Cu iubita mea. Ai tu iubita? Păi... trebuie. Câți ani are? Câți ani are ea sau eu? Ea. 18. E bună măcar de cioată? Mamă, mamă. I-ai dat-o? Încă nu. Urmează. De ce nu i-ai dat? Păi, în țară. Cine are 15 ani? Alo, băi, caută-mă pe YouTube, Benny Flow, hai treci la mine. A, stai, chiar îmi cer scuze pentru treaba asta, scuze. Cum, stai, secunde, stai, că pentru treaba asta chiar îmi cer. Zi, băi, zi mă, băi. Acum, hai că zic, taci un pic. Alo, bună seara, am o urgență foarte mare și avea nevoie cât de repede se poate de două țigări la bucată. Mi-a închis, băga mea și pula în familia lor. Să-mi bau pula, mă. Alo, bună seara, și avea nevoie de două țigări la bucată, cât de urgent se poate, pentru că dacă nu intrăm în sevraj. Alo? Alo? Ce pula mea spuneți, mă, coai, ești tot? Mhm. N-am bani de țigări, mi s-o stins țigară, băga mea și pula în țigară. Cred? Bine, mă, hai, mai văd. Ne auzim. Mamă, care e cerasela? Pizda. Eu? Aproape 400. Nu-i problemă, lăs că acum sunt începător, dar mai încolo mă caută pe stradă să facă poze cu mine. Stai liniștită. Stai liniștită, știu eu cum funcționează treaba asta. Ia o dat de ăla de care ai dat făcut lanțul de aur. Dar nu-l văd. Stai că nu-l văd pe el. Ce faci, mă? Speli geamuri sau? Uite-le și pe ăsta. Ascultă Țanca Uraganul și scrie versuri.
N-ai treabă cu el. Darian! Darian! Cum rămâne cu propunerea mea? Ești sigură 100%? Că dacă îmi propun o chestie, aș vrea să o duc și la capăt și să nu-mi stric planurile. Da. Apoi ce poți să zic? Bă, acum trebuie să vină treaba aia că m-ai făcut fericit. Sunt un căluț fericit, căluț, căluț fericit. Sunt un căluț fericit, căluț, căluț fericit. Asta e porno, ce e aia? Aia lui, de-a lui Diana? Diana, numai porno te îmbraci. Mamă, iară, uite, iară îmi dat de ăsta care bea antigel și mă înjură. Hai, da, dar ți-am zis care e viitorul tău. Nu stai de vorbă cu mine. Futu-ți antigelul și familia în gură de pănus. Mamă, ce pula mea faceți, mă? Aici te-am fumat ceva. Bă, ce fumă, frate? Ce pula mea-ți fumă, mă? Bă, mi-a zis unul că vreau șobolan, zici că mamă, băga mea și pula în familia voastră. Oh, salut! Oh, salut! Din nou! Ce faci? Ce faci? Da, pe ce să fac iar? Stau aici, stau aici. E bine, caut și o să vorbesc cu cineva pe aici, nu merge. Eu fac un live. Caut persoană. Caut persoană. Ce nume? Ce nume? Ce faci? Live pe YouTube. Ești live pe YouTube. Ai, ești live pe YouTube. Mersi de salut și ei care s-au uitat de la început acum. Chiar nu vreau să apar pe nimic. Stai, liniștit. Păi, păi, hai că ne-auzi. Hai că ne-auzi. Bine, frate. Seară faină. Seară faină. Uite, uite și pe ăștia doi, vai mânca mi-ați pula să mi-o mâncați de fraier. Bă. Nu se închide dacă îi înjuri pe ăștia. Când îi înjuri pe cimeni de astea nu se închide live-ul. Am atâția oameni cât n-ai să vezi tu niciodată în viața ta. Mamă, ce faceți, mă? De unde nu, nu, ăștia. De unde-i fură tricoul ăla roz? Mai eu ăla de fapt. Băi, asta e Gucci. Ce față? Ce față de pui gălbenit ai în tine? Întreabă, de ce scrii cu Quentin, mai eu? Cum pula mea să fii băiat și să porți un maio pe care scrie Queen și Rose în pula, mamă. Să mor tu, ia că te stă mor tu că scrie Queen. Ia mai citește dată, revolte. Cal. Îți dai să ridici mai sus în înțeleg. Ridic-te un pic mai sus. Queen în pula mea, Queen, dai seama, nu. Queen, frate, Queen. Dacă cu culoarea aia. Ai fost în Palma de Mallorca? Da, nu, frate, Costin, nu. Nu ți-a te înceare dacă e Rose. A nebunit. Nu știu, așa bața. Bați niște apropori, cum ai eu ăsta, Roz. Bați niște apropori, da. Așa. Uite, stai că zice iubita mea o părere acum despre mai eu. Ai iubită. Ai iubită, nu-i așa? Păi da, nu? Doamne, tu cu fata ai iubită, nu-i așa? Auzi, că și iubita mea are mai eu ca tine. Da? Te-ai spus. Atunci ce pune asta mă îmbrac, mă? Să mă îmbrac cu halorac, mă, ce cred că... Prințesă, ce faci? Uite-a pe Iubi, cum ai eu. Prințesă, e așa? Uite. De unde ești, mă? De peste tot. Nu, fără glumă acum, de unde ești? Din Germania. Da, se vede că ești de la, se vede că ești prostul loc. Haide-te morții tăi și tu și gagică ta și familia ta, de-te că mă piși pe tu. Și pe ăla zici de mai bără. Te uiți pe live?
Nici o problemă. Mă recuperez. Uite, mă, și pe ăștia băga mea și pula eu, că nu găsesc nimic interesant. Baterie. Ești o forță fără baterie. Morții tăi de cine. Mamă. Uite, lași pula ce se strâmba la cameră, om. Și pula, bag pula în live-ul tău. Se vezi ce-mi bag eu pula în familiile voastre îndată. Și pula, bag pula în live-ul tău, bă. De unde ești, mă? Baga-mi și pula îndată. Uite, l-am dat peste ăla peste care... M-am dat peste ăla cu microfonul roșu. Ești pe pastele? Nu, pe măta. N-ai nicio șansă. Bun, întreabă. Păi, dar nu știu, tu chiar vorbești așa cu taică, tu spui în serios. Păi dacă am mutat așa să-mi bag pula, m-am pus prin cap. Păi, dar oricum te-ai împușcat înainte să te naști. Mamă. Dar n-ai și tu un scaun în pula mea. Scaun? Cum să n-am? Scaun din ăla, periculos? Ah, deci ți-ai pus camera pe tavan, am înțeles. Da, bate în sprigăoaza la măta, camera mea. Dar ce camera e să-mi bag pula, zici că eu de bara? Ce camera am? A. Camera de la carcere, dacă știi cum arată. Mai de pula mea, te-au băgat așa direct pe de barane, bunule. Eu stau la carcere și... Are un scooter în cameră. Tu stai cu scooterul în casă și îmi zici mii de dolari. Păi dacă am penthouse, dă-te dracu de aici. Mergi, mă, cu penthouse-ul tău, băga mea. Du-te cu telefonul ăla, ce faci, mă, cu telefonul? Știi și tu să citești? Faci video, ce faci? Cum arăți? Uite-te, trecul la tine, pe câștile mai mari decât cu... capul, nebunule. Uite un pic, omul stă cu scooterul în casă și vine la mine și mă întreabă pe mine treburi. Păi nu e vina mea, mă, că tu ai de barat și nu poți să te miști acolo, frate. După cine ești orbă? Ușor, că dacă te-ai cu scaunul în spate, îți strici camera. Auzi, oarba după tine, mă, băga mea și pula mea. Uite-te, mă, stai, mă, că uite să scot cenzură, să te fac de râs la tot ceapul, nebunule. Uitați-vă, mă, unde stă ăsta. Da, n-ai. Uitați-vă, mă, unde stă ăsta, de bara, sunteți nebuni. În pod, la șură stau, dacă te interesează. Păi nu stai, mă, în carcere. Nu, sunt în pod, la șură. Mă gândeam că stai în carcere, să te fută fraierii. Stai, te liniște. Du-te tare. Capul lor. Auză, deci pe ăla stă cu scutealul în dormitor și zice mii de penthouse-uri. Haide, pula lui. Hai, că te-ai spus. Dacă ai început cu ai voliu, te-ai dus de la început. Dinainte să scuțăși ceva pe gură, te-ai dus. Nu, cu ăștia de ce de omega. Vin câți disperați din ăștia cu prostii. Uite, ce faci, mă? Ești cocalar? O, duse în pula și ăla. Uite-l și pe ăsta, ce ai, bă, sălbaticule? Ce pula mea cu tine? Uite-o și pe asta. Mamă! Că știi pe ăla care te-ai înjurat tu că dai la 200 la piept, nu? Da. Dar în Porsche nu mai poți să iei bani de pe videoclipul ăsta. Pe live-ul ăsta. Bravo. Bravo. Auzi, reînceapă live-ul. Am luat un YouTuber de mine și nu mai poate face bani de pe videoclipul ăla cu în care m-a jurat pe mine. Uite! Bă, băga mea și pula, că nu poți vorbi românește bine și vine la mine cu germană. Scuze, gata, mă ierți, șefule, gata. Fac ceva pe germană. Știi germană? Ce ai pățit, mă, te-ai necat? Uite-l pe ăsta. Îți face beatbox.
Alo. Băi, Tris, nici nu știu ce să le zic la oamenii ăștia. E milă de... Mamă, ce faci? Bagă o dedicație pentru viața mea. Am mi-a dat skip mâncare. Păi la un live, dar nu știu la cine. Nu, GMR, la pianist, o să uita sigur că stătea cu orga în față. Bă, ai văzut ce din țavea ăla? Ce faci, mă, câți ani ai? Câți ani? Câți? Deci câți ani îmi dai chiar? Câți îți dau eu? Da. 11. 12. 13. Mamă, te-ai scos, ai 13 ani, ești mare. Da. Ai fost la femei până acum? Ai făcut ceva până acum, zi sincer. Nu. N-ai făcut nimica până acum? Nu. Dar de ce? Doamne, dar terminați mai. Eu? Tu nu poți da seama cât ești tu determinat că stai la 13 ani pe Omega la ora 2 dimineața. Nu știu ceva, 3 ori. Stai. Mâine cu toate că am școala în piciorul rupt. De 2 săptămâni asta fac toată ziua. Bine, nu fac Omega. Fac bine, dar la 13 ani ai putea la ora 2 noaptea ori să dormi, ori să te uiți la desene animate, ori să te joci ceva pe calculatoră. Niciun caz să stai pe Omega. Mă, ta știi ce? Ai auzit-o, da. Nu? Am auzit-o, ea da. Are 18 ani și vrea să uite la desene animate și tu ai 13 și stai pe Omega. Și de aia nu mai pot eu. Când prinzi unul, deci face la ba, ce faci tu? Te apuci și tu de făcut la ba sau? E aici un buton magic pe care dacă am dat... Ma, bă, te rog frumos să nu faci chestia asta, chiar te rog din tot sufletul meu. Bun, 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 uite. Nu mă fac acum, pe seara cum ajung eu. Ce faci tu? Stai cu aia pe FaceTime ca să-i arăți cum vorbești cu terminații ca mine de pe Omega? A, nu, nu, dar nu-i pentru tine, nu vorbesc cu ea, că iubita mea ești normal. Nu, gen, de ce? Ce anume? Nimic, nu contează. Nu, da, și mai vrei să pui întrebări pe care... Te joci pe calculator? Da. Ce te joci? FIFA și așa. CS. League of Legends nu joci? Nu. Na, îți dau skip dacă nu joci LOL. Pare rău. Aoleu. Viața mea, ce faci? Aoleu, iubirea mea, te căutam pe tine. O spirea, drag. Ceva sunt genii de oameni stricați, bă. Auzi, mă, suntem oameni stricați. Ii, la drag cu mata și cu toată lanza ta. Bă, Daria. Ce ai din a mea din jur? De ce ai din jur? De ce ai jur pe băgând cearpul la tată un pizdă să-ți bage să-ți-l scoată pe gură? Bă, bă, gata, la pizdă. M-a auzit, Daria? Bă, e de capul meu. Daria, mă auzi? Deci, crede-mă că abia aștept să fac un live pe YouTube când ieși și tu cu mine. Jur. Deci, oricum, mă pregătesc bine pentru live-ul ăla. Bogdan, și vezi și tu să fii pregătit, că astăzi ar putea să fii pe 7 seara. Deci... Da. Dar nu, gen, am nevoie de multe share-uri și de porcării din astea. Bă, de... Nu vezi că ești așa de în casă? Bă, îmi dă pe istru, ce-și făcea laba? Ce ai pățit? S-a luat de tine? Nu! Ești sigură? Da! Ce-mi place cum răspunzi? Nu! Da! Ce vrei, mă, băga mea și pula? Dar ce-ar fi să-ți bași tu pula măta, nu în asta cu care vorbesc eu?
Ce zis? Vezi că ăștia ce sunteți desenați cu creionul, dacă aveți vă problemă, vă șterg eu cu radiera, nicio problemă. Ți-am zis, dacă vii la mine cu desene din astea, caricaturi din astea cu creionul, să le poți șterge cu radiera, fără nicio problemă. Cui? Cui vrei să le pun? Păi, ce să bagă ăștia, mă, cu mine? Ce treabă are? Caut! Caut, altul rău! Mă, pe femeia asta să-mi ba, pula, eu așa... Auzi, Diana, ce-a zis Bogdan? Ai auzit ce-a zis Bogdan? Băiatul ăla de pe Discord, prietenul ăla meu, o să cățip foarte tare. Bine, pe mine nu mă deranjează. Mamă, uite Diana. Bună, dar ea adică nu tare. Uite când ți-o auzi nu. Gata-l pe ăsta. Ai, termină. Dacă își trage așa pantalonii, se vede pula. Nu, dar tot aud vocea, Dianiș. Lasă-l piciorul la jos. E în pula mea de gay opărit. Ce vrei mă, băga mea, ești pula în nația ta de copil. Ai pernă cu LGBT, băi, sărăciule. Ce am? Blondica. Ce pernă ai acolo pe patul ăla, mă? Cu curcubeu? Dar nu, da, nu, că dacă vorbesc frumos, bă, că fraierii vorbesc urât și trebuie să vorbesc și urât. Uite-mă cum e spate! Uite-o Dianu pe vară, mea! Ce-i Tatianu pe vară, mea? Aia din spate ești tu, Diana? Daria? Bă, de jur că m-o nebuni numele astea. Mamă. Uite, Daria. Uite, uite. Vezi că fetele astea îți dau la mine. Băi, nebunelor! Da, ce iubită posesivă ai. Ce ai zis? Trimos, mai jos. Ce iubită posesivă ai. Auzi, vezi că ești foarte posesivă cu mine. Eu? Da. Văd că iubitul tău n-are ce face, fata mea. Auzi, o scrie, eu n-am ce face. Păi eu am ce să fac, eu fac live pe YouTube, înțelegi? Ia știi despre ce e vorba. Eu nu stau, stai liniștită, că eu nu stau pe Omegle să caut combinații. Eu stau pe Omegle... Păi nici noi. Păi... Tot retardați ca tine să râdem de ei. Păi n-ai cum să cauți noi ce mânci. Și asta să fii mai atent acolo când dai next. De ce? La baterie la căști? Păi și cu ce să încarc? De ce să fiu atent, Bogdan? Nu ai văzut mai nici video? Cred că tot iPhone? Da, băi, trebuie să fiu atent pe butonul ăsta de dat skip, că mai prind câte unul, deci face labaș. Nu-i bine. Cum să numai aia? Veronica! Veronica, fată bună! Cine s-a dezbrăcat în fața ta? Nu eu! Am găsit! Asta pe ce limbi de aia, nu pot. Ăsta își făcea laba, omul să scarpina la noastră, își făcea laba, vai de pula mea. Ce faci, mă, vrei să te ștergi pe tine cu radiera? Mă
Ți-ai luat mască cu TikTok și ești șmecheră sau care e problema? Da, fă, șmecheră, te ofiți? Auzi, mă, că ești șmecheră cu mască la TikTok, de unde ai furat masca aia? Din magazin. Nu, ce caută la produs în Cehia? Tu realizezi că ești la produs în Cehia și vei la mine cu textile astea? Ce-ai făcut? Cine naiba te-a vândut pe tine în Cehia? Bani. Cine te-a vândut? Bă, lasă-mă, Caterina, că nu ești când de nimic, dacă nu până acum să te ai pește sau cum funcționezi? Sau ești singură? Este toată moartea păcată și cu via aici cu figuri. Ce anume? Zic că îi bate moartea la ușă. Cui bate moartea la ușă? Mie? Auzi, prietenul meu, îți bate moartea fața la ușă. Mie îmi bate moartea la ușă? Da. Daria, stai o secundă când bate moartea la ușă, stai să mergi deschid. Stai numai o secundă. Uite aici niște băieți aici pe Omega. Da. Stai să mergi deschid ușa, să văd dacă chiar îmi bate moartea la ușa. Te-a dat skip pe bol. Bă, băgă mea și pun la ta așa. Cine trebuie? Băi, salut. Bă, ai vreo problemă cu gagica mea? Salut. Zic, bă, ce faci? Stai, bă, pula în gura lui. Ce faci, mă, și-ți lăsuși degetul? Bă, dau peste oameni ce suc degetele, ești nebun? Dar nu l-ai scoate din gură, bagă-l înapoi dacă... Să bă, pula, mă, ce ai? Să vezi, ce-ți bag eu pula pe ușă în casă, frate? Ce-am văzut chiar ăla? Hai de pula. Dar ce dar-te greu la omul ăsta, ai de persoană, e două ori. Ce-i ăla? Miercuri. Te uiți la film? Lol. Avem mouse cu Fortnite. Ce ai? Uite, bă, super din dragoste, spune sincer. Ești un terminat să-mi bag pula în viața mea. Bă, Diana, vezi că așa n-ai să combini nimica. Ce faci, mă? Vrei să-mi arăți la, să mă arăți la o parte? Așa. Păi uite, asta e fata, asta e iubita mea. Ce, nu mă crezi? E iubita ta, nu eu. Păi ea e iubita mea, nu ești tu iubita mea. Păi aia zic. Asta zic și eu. Nu știu ce ai înțeles tu. Ho, că ți-am vorbit frumos. Păi da, am vorbit urât. Nu trebuie să ai fi vorbit. Păi da, eu am vorbit la fel de frumos și eu. Păi da, ok. Ce-i vrea ta o țața, că îmi țâpă în lună în telefon? Ești supărată sau ce cu tine? De ce ai pățit? Nu, e interesant. Că ești psiholog de profesie. Eu sunt psiholog de profesie, dacă vrei putem discuta puțin. La școala de psihologie. Nu, sincer acum, deci fără nici Cătălin, că dacă chiar vrei să discutăm ceva, dacă te maci în o problemă, putem discuta, pentru că studiez psihologie. Ok, eu înțeles chestia asta că ești la psihologie, dar n-am nimic, sincer, așa sunt eu. Ah, ok, păi mă bucur pentru tine. Mai vorbim, bye bye. Ce trist o sună, dar asta mă bucur pentru tine. Dar de ce te tot pui pe mut? Ce? De ce te tot pui pe mut? Da, vorbea de ea și discuta acolo. Oh, ce discuta? Mă înjură pe mine și mă pui pe mut să nu aud. Ce? Nu? Nu, lumea e scris cu lumea. Ăla și-o dădea în umbra unui cub Rubik. Blondul pe tablă pe litoral. Salut, Ben, sună la curve! Ce ai zis, mă?
Sună la curve. Eu să sun la curve? Da, și bate-ți pula de ele. De ce să fac chestia asta? De ce? Ca să faci mișto de ele, să te amuzi, să ale. Păi da, dar curvele n-au sentimente. Curvele n-au sentimente. Ce? Curvele n-au și ele sentimente, ești culme. Băga-mea și pula în sentimentele lor. Auzi, Diana, uite, Daria. Vă zic să nu se sun la curve și să-mi bagi joc de curve la telefon. Dar sunt prin serios, dar au și ele sentimente până la urmă. Nu contează ce fac. Nu contează ce fac, ești... Ești un terminat, ești negru ca cea 1 și vii la mine să-mi sun la curve, parcă ești prost. Ești concentrată pe film? Dar tu te uiți la desene animate? Tu chiar te uiți și la desene animate? Nu știu cum ne-am întâlnit, dar... Ne-am întâlnit tare bine. La mine este televizor numai pe desene animate, permanent. Dacă nu e pe YouTube, e pe desene animate. Sau pe seriale, cel puțin. Dani Marco. Mamă, ce faci? Ce povează ăsta, băi, mamă, e droga unul, i-a dat și Franța acolo, oze ruse. Pe stare de dinți în gură zici că l-a lovit, vip asta, mingea de baseball. Tu dormi cu Diana? Dormi cu Diana? Oscar, nu. Iarăși tu, băi, bă, copilul, serios, acum, fără niciun fel de panoramă, du-te și pune-te la desene animate. Să mă culc, zici tu? Nu să te culci, du-te și joacă-te, CSGO sau... Uite-te la desene animate, dă-le-n... Dă-le-n pula mea de Omega, că nu-i pentru tine treaba asta. Nu? No. Zici tu? Păi dar nici... Vezi chiar așa de inofensiv? Păi... Ai 13 ani, să se pare că ești agresiv? Alo? Să fim serioși. Da. Vezi că nici eu nu zic noroc să... Da. Spune. Spune-i lui aia să... Arată-mă lui aia să vadă de mușchia. O pleca la bucătărie, spui dezamăgeată, dar vezi că nu-s nici eu nesimțit în jur că ai 13 ani până la urmă urmei, dar... Crede-mă că nu-i pentru tine aici. Nici eu nu, normal, nu stau pe site-ul ăsta, stau acum că fac live pe YouTube, dar... E bine. Și eu stau acum că n-am ce să fac. Mă, stii joci în CSGO? Sau... Ce ai zis, cum ai joci? E școală și n-am pe nimeni cu care. Uite, băiatul ăsta are 13 ani și stă pe Omega la 3 dimineață. Da, du-te mă la mâncare, mă, că mâine e școală. Uite-l că se încoardă. Mai încoardă toată, să se vadă fata. Nu, că mă fac de rușine, stai. Da, rușina. Vrei să-ți dau Instagram-ul fetei? Nu. Dar asta nu e iubita mea, asta e altă fata. Dacă vrei să dau Instagram-ul ei. Păi sora iubitei. Ce să facă, mă? Vrei să-ți dau Instagram-ul tău? Nu, aud. Dar omul face sală, are 13 ani, face sală. Numai sală fac eu. Fac fotbal, dar nu sală, na bun, hai te las, mă bag pe care, hai că mă bag la nănițe. E tot copilul ăla de 13 ani, mă, e tot pe Omega, omul. Am zis că îi dau Instagram-ul Dianei, dar nu vrea. E rușinos. Dar de ce? Na, uite, mă. Gata, deci eu unul nu mai glumesc în legătură cu Diana, că văd că softică foarte tare. Gata, iese din discuții, mai bine așa decât nu vreau să super din cauza mea sau chestii genul. Mamă, te-ai vopsit, mânca mea-i pula. Și dau la mâini și la aia. Uite, la că ți-ai de fraier omul, zice că îmi dă la mâini și mie și ți-și dă skip. Ce mai, ce poți să mai ceri? N-ai ce să ceri. De ce nu mănânci? Da, tu vrei ciocolată? Nu poți. Uite, Daria, bună. Bună. Vrei să te dai la mine? Cum să nu? Vezi că e iubita mea pe cameră și nu cred că vrei să te dai la mine, că e agresivă. Aia e.
face lupte în cușcă și nu cred că ai vrea să te întâlnești cu ea pe stradă. Tu auzi că faci lupte în cușcă, da skip. Mi-ai făcut poftă de con cu ciocolată, mă duc să-mi iau și eu con cu ciocolată. Păi, dar noi ne păcătare. Nu mai zic că ba pula în gura ta de prost. Și tu vrei Bogdan con cu ciocolată? Da. Na, îmi pare rău pentru ne-ți trimit unul prin poștă, îl trimit, acum ajunge peste vreo 3 săptămâni. Îl mănânci expirat, dar măcar îl mănânci. Deci, amândoi mâncăm dulciuri, amândoi ne uităm la desene animate. Ce mai vrei? Atunci ca pe zonă, trebuie să... Ce îți uită la tine? Frate, tu băieți! Ce ai de până la mea de hăt? Ce faci, mă? Uite tare! Da skip! Când auzi nume de fată, da skip-o, mă! Avea din singură ca grebla! Bună. Bună. Bună, bună. Nu bună, bună, o dată bună, te rog frumos. Bună, bună, bună. Iubi, da. Se dă la mine. Ai ceva de zis? Uite fetele astea două. Nu se prea aude. Măta. Mamă, zis că-i măta. O zis că-i băta și-o dat skip, lol. Bă, ce panorame. Frate, nu mă filma. Lasă iPhone-ul. Lasă A22. Bă, știi cum facem noi acum? Fete, deci. Nu tu, băiatul ăsta, vezi că vrea să te filmezi, Daria, dar n-ai cum să filmezi când filmezi spatele la telefon. Uite-le pe unde ce faci. Nu se vede. Își bate joc. Hai, frate, zic. Uite-ți fata asta, dacă vrei poți să o pozezi. Dar nu se vede. Aprovi cumva de cameră. Am telefon de 10 lei, nu merge. Ai telefon de 10 lei? Da. Vă zici că nu-ți face poze când nu-l duci telefonul? Nu. Scrie telefonul ăla contrafăcut. Băi, Nima, hai că te-am lăsat eu. Altul de 13 ani și pe Omega la 3 dimineața. Băi, stai, tu n-ai ăsta școală, doamne, lucru, măi. Nu știu. Mi-a zis două. Bă, tu ești Emiluț ăla din jură pe YouTube? Eu? Satana mai mare, nu eu. Salut, auzi? Auzi, te-a salutat. Daria, vezi că te-a salutat băiatul ăsta, deci nu se vede că e întuneric. Dar te-a salutat. Auzi, te-a salutat. Eu cred că m-am zis mă curță în papă. Da, că și eu... Da, bă, cam atâta și cu live-ul din seara asta. V-am lăsat eu, m-am dus, vorbesc cu iubirea la telefon, mai important decât live-ul ăsta. Auzim mâine seara când mă întorc de la muncă, că eu cam așa lucrez. Ce faci, mă? Paga mea și pula. Da. Oricum, pierd timpul degeaba pe Omegle. De mâine cred că mă apuc eu de live-uri pe jocuri, că... Mă bate tata dacă mai stau mult pe Omegle. Mă prind tata, am fute doi pumni la ficat.